Da, voi sunteți împreună sau sunteți împreună? Nu suntem oficial împreună, ne? Colegi. Suntem... Păi tu ce faci, mă? Te pup cu ea și poveștește de ruj aici. Eu în viața mea nu mă știu de ruj de la Xenia. Care e problema ta? Cum te știi de ruj de la fata aia? Așa mult îți place de ea? E mare mincinos, fetelor, credeți-mă, un escroc sentimental. Păi, magician, ce te așteptai? Asta e profesia. Un escroc sentimental, aveți eu grijă sunt la el. Sincer, dacă vrei să mă credeți, mă credeți, dacă nu, nu. Fă ceva și hai. Păi, ce să fac? Vorbește cu băieții. Magie. Ești gata, dar trebuie să mă prins. Și eu nu știu cum să stau, hai. Spune, vreau să te văd, să mă uit în ochii tăi. Vrei să vin mai aproape? Da, hai. Nu vin. Hai să-ți dau un pupic prin cameră. Nebun ești! Clasică, cu neața fetele. Pune după masa, de fapt, am greșit toate. Câtă energie! Ce faceți mândrelor? Ce faci Xenia? Neața, neața! M-a lovit Kinga cu tocul. Cum merge treaba până la voi? Intenționat? Nu știu dacă e intenționat sau nu, dar mă doare rău. Dă să pup repede. Hai repede, eu nu. Dă să pup. Să nu cadă unghi. Unde acolo e medicină? Larisa! Băi, fetelor, mult dormiți! Da, măi, Radu! Vezi că mi-a zis mie Bianca într-o parte că nu te suportă. Mi-a zis că nu te suportă deloc. Adică? Am uitat să zic. Când, măi? Mi-a zis ieri în casa aici că nu te suportă. Aude, da, să inventezi tu, Radu! Ba, da, da. Nu, iar Radu, pe cine nu mai suportă? Și Kinga mi-a spus, Kinga mi-a spus mie că v-ar lua pe toate de păr să vă arunce pe jos. Da? Da, asta băi, chiar a spus, dar eu n-am spus. Ai, Bianca, că mi-ai zis, recunoaște acum, serios. Eu cred că eram cu tine la mare și mi-ai zis că nu suporti pe Larisa. Dar Maria, ce ai făcut vine noaptea de aceea? Dar poți să joci și alt rol special pentru mine. Ce-am făcut? Ce ai făcut ieri seara de dormit până la 4? Dar n-am dormit. Eu am dormit, n-am făcut altceva. Ușor, Kinga, ca ne înghiți, ușor. Să nu ne înghiți. Vă mănânc. Iubita, cum ești? Mai doare gâtul? Toți. Nu mai doare. Mulțumesc frumos. Da, nu te mai ala în caz de ceva. Să nu te strângă. O să iau imediat. Am uitat. M-ai văzut? Nu, te-am văzut și... Tu cum ești? Amigdalitele, că aveai gura căscat. Binișor. Doar bineșor? Doare stomac. Da, haideți că e sâmbătă, să facem ceva frumos azi. O să treacă. Serio, te-ai liniștit? Deodată. Asta vrei să mă întrebi? Dacă ești mai bine. Da. Stop azi, e sâmbătă. Mă duc la biserică azi. Dar nu, dacă e bine și ea. Da? Tu, Bianca, n-ai nimic de zis că te bârfește fata asta, nu vă suportați una pe alta. Auzi? Dar tu nu vrei să o întrebi pe Xenia cum e, că ea pe tine a întrebat. Nu trebuie. Întrebat deodată. Nu e un at auzit? Da. Auzi, Bianca, dar cum te simți să dai răutăți gratuite zâmbind? Păi așa, happy. Pentru că lasă, nu sunt răutăcioasă, nu sunt răutăcioasă. Dar asta se pricepe. Uite, ești așa, Doamne, ceva, și-am urât pe toți. Sunt niște urâți și niște oripi. Bianca, dar ce ai zis despre mine? Nu pot să mă halesc. N-am zis nimic, uite, la Radu, ce ai zis despre mine? Atunci. Serios, nu recunoști? Dar serios, nu știi ce am spus, dacă te-ai răspuns? Doamne, erai la masă cu Mirica în casa băieților și că nu o să poți pe Larisa. Ai dar de ce cauză, așa a spus. Da. Băi, dacă n-ai spus, rău am ajuns oricum, sincer. O să mai stai cu noi, Larisa, nu rău am ajuns. Ai glumit? Oh, ce glumiță tu. Dar oricum mă credea toată lumea, că te crede lumea Bianca în stare, așa că... Așa mă. Lasă că tu râzi mișto. Eu știu. Tu zici că ești Robocop, așa te miști. Auzi, păi, Larisa, nu te pleci, îți pare rău. O să trească să stai cu Johnny. Mm-hmm. Să vă cunoașteți mai bine, o să mai rămâi puțin. Cine, măi? Tu. Eu? Îți promit că nu o să ieși. Tu. Ena, nu, eu am vorbit ceva cu voi. Facem data asta vă rog să mă ascultați pe mine. Hai, mă, dar cine ești? Nu o să poți să ieși. Ba, din sunt cont. Fosta lideră. O să ieși, o să ieși, dar o să ieși, o să ieși altceva. Nu? Dar cine aveți în planul să iasă? Vă rog din unde? Suflet. Afară? Da. Tu?
Nu, nu, Bianca, nu e să rămână în casă. Lumesc, Bianca așteaptă băiat nou. Da. Da, l-așteaptă ca pâine. A, pe aceea ce așteaptă băiat nou să duc acasă. Unde? Acasă la mine? La voi, sau la acasă, tine? Da. Adică noi suntem... Sau vă zis la mine, Bianca. Boscheți și... Nu, eu nu ți-am mai multe case, nu înțeleg la care să mă duc, fii și tu mai... La Adrian. Concret. La păi Adrian nu are. Dă-i și lui una. A, da, corect. Xenia, tu ce mai zici? Cum mai ești? Ce să mai și zic? Mai am ce? Cum ți-a părut? Aștept să mă cer și eu cu cineva. Ziua de ieri, cum ți s-a părut? Vreți să încercăm amândoi? Azi o preferință. De ce vrei tu? Pleacă, vrei să dai pe Larisa afară să mergi cu mine la date? Da. A, da? Doar dacă zbod eu? Îmi pare super rău că nu te-am luat, că n-am venit cu tine, deci că am dat lui Radu date-ul meu. Da, îți pare rău? Rău de tot. Poate mă, ce-ți pare rău? Ce vreau să sărut eu. Cineva, să nu da. Eu nu, dar ea ar fi fata potrivită pentru tine. Da, Gian. Auzi că ești fier pe mine, așa zice lumea în comentarii. Te iubesc rău de tot. Da, și eu pe tine. Vrei să fii iubita mea? Wow. Mai târziu. Bine, măi, dar atunci într-un dafir, eu nu. Adică cum mai târziu? Te mă mătur pe mine și... Da, așa au zis oamenii. Auzi, că... te las să scap de Radu, te mă ajungi puțin cu Radu, da. Să mai stai puțin în casă, îl scap de el și după aia mai pe mine. Așa face. Mamă, ce urât a dat. Face practică și după asta... Ia masa ca prima. Păi da, drept Ioni. Uite, așa îmi place, mai multă atmosferă, mai... Am o întrebare pentru George și pentru Emanuel. Da, spune. V-ați vorbit? Adică... Ce? Să vă luați pe amândoi tricou roșii. George, ai zis George. Robert. A, Robert. Hai. Nu m-am capul tău sunt eu. Nu, dar chiar ne-am George, nimerit. George, mințile tale, nu e care zi poate al mai lași. Pe da, săracul George. La cine stă mai bine? Mie sau lui George? Lui George, da. M-am uitat la numele lui, că nu mai știam. Scuze, dar are față de George. Mama, ai început tu ca Kinga. Nu e o jignire. Nu e o jignire. Serios. E doar o asocie. Zine, ai răspuns lui Emanuel. Mai fost altul în casă, George? Nu, dar poate are ea ceva George. N-ai auzit ce te-a întrebat? Față de George. Da? Mai întreb o dată. Cui stă mai bine? Lasă că doarme, Alexandra. Nu dorm. Mă gândesc. La ce te gândești? Păi să-i duce în picioare, să vezi mai bine. Te gândești dacă... Da, sunt, dacă... Mă gândesc cui stă mai bine. Te filezi, ca să vedem cui stă. Păi să se duce amândoi în picioare, să vezi cui stă mai bine, nu? Spune-mi. Trebuie să-i văd... Defilați băieți puțin. Cred că se gândește în picioare. Hai, gata. Ia defilați. Da. Ciorabile, Emanuel fac tot. Deci, Emanuel. Votez, Emanuel. Vă pup. Nu știu care din doi din este afară? Sau vă votați care este afară? E cumva o strategie ca să alegeți votul din gală? Da. Da, Robert e protejat. Aie. Deci rămâne Manuel. Hai, ce filați voi? Șați-i în Daddy, că le duce, n-are treabă. Am vrut să vă fac paste. Andrei, dacă te-aș vota, te-ai supărat pe mine? Nu, din contra, râde. Oricum, am încredere în tine. Fericit. Am încredere în tine, Andrei, să știi. Mie nu mi-e frică de votul, știi bine. Am încredere în tine. Am înțeles. Spune că dacă nu iasă... Ca lider. Cum așa ai spus? Zis. Am zis că dacă eu te ajutea pe tine, o să rămâi în casă și te votez ca lider. Păi știu, de-aia nu-mi frică că ies. Ori rămâi frumos, ori pleci. Ori te duci frumos. Frumos. Mamă, Bianca, cum ți-a făcut un ochi din ori, m-a speriat. Ce? Un ochi ți-a făcut așa în timp ce vorbeai. Da, eu tic rar. Sunt nervoasă, știi? De ce e nervoasă? Că vorbește Kinga cu Andrei? Te-ai scurci și uitat. Te-ai scurt-circuitat. Ai ochii maroni, ai văzut? Da, da. Dar tu ai ochii maroni, Bianca, sau negri? Că nu mi-am dat seama. Da. Nu vrei să vii să verifici aici în casă? Vii așa rapid. Ia încerc la cameră, poate te lasă să vezi ce ochi am. Dar Bianca, ia cere tu la cameră. Lasă că vin după aia și stai și povestim. Stai și povestim și ți-i studiez mai bine, știi? Să vii numai să-ți văd ochii, n-are sens. Dar până acum nu i-ai observat. Dacă erau verzi, te uitai. Țărea un ochi. El vrea să vadă alți ochi. Ai prins-o, nu? Da. A prins-o și colegul. Vezi, fii mai atent. Ai spus că ești atent la detalii. Da, scuză-mă, iartă-mă pe mine. Iartă-mă pe mine, iartă-mă, mi-a scăpat. Vă iert. Mi-a scăpat. Mă iert, băieți. Oricum, Alexandra are cel mai frumos ochi din casă. Sub centura a fost asta.
Pentru nu, dar pe bune, chiar mi se pare, chiar mi se pare că ochii verzi sunt ce mai, nu știu, ce mai frumos. Și Xenia are verzi. Și păi, eu. Păi, dar nu m-am uitat. N-am da, fost atent. Cine a întrebat ce ochi are Alexandru? Albaștri, dar am ochii verzi. Tu ai ochii verzi? Cine, Kinga? Are am ochii verzi, da, doar că am lentile. Vedeți, voi când vă uitați în ochii lor, vedeți albaștri, negri, maro. Eu când mă uit în ochii Nicolete, mă pierd. Deci ea e cei mai frumoși. Am știut că urmează să zici ceva. Ce ochi are, da? Sorin? Cum? Ce ochi are? Perfecți. Ce culoare? Eu. Superbi. Eu. Ce ochi are? Miripici. Știi sau nu știi? Ca și ai mei puțin mai deschiși. Dar cum să ai tăi? Cum vreau eu. Wow, ce schimbător. Sunt căprui. Fură inima oricui. George, m-ai supărat pe mine? Dar nu am fost supărat pe tine. Așa mi se verde, jos e verde. Tu erai, tu ai zis că nu mă mai pup și alea. Și te-ai supărat că nu te mai pup? O spune că da. Să spunem că nu. Să spun nu. Cum era să spunem că da? Să spunem că da, să spunem că nu. Ai zis și tu că nu mă mai pup? Ce am zis? Ai zis și tu că nu mă mai pup? Așa ai spus că nu mă mai pup. Te-ai răzgândit? Ți-a trecut ieri până azi. Nu știu. Deci mă mai pup? Nu mai gândesc. Te mai gândești? Aștept să ne vedem. Dacă mergi. Să vedem ce o să fie. Vedem. Lași fără energie pe băiat dacă nu mi-ai dai. Ce zici? Meriți amul. Adică până acum am putut, de acum de ce n-ar mai putea? Păi nu mai vrea. De acum deja m-am învățat așa. Ah, asta era. Maria, noi trebuie să progresăm, nu să mergem înapoi. Dar n-am dat înapoi deloc. Păi știu, nu mă zic. George, mai ai inelul de la Maria? Da. Dar unde e? Unde e? Unde e? E pus bine la păstare. Păi de ce nu-l mai porți? L-ai pierdut? L-ai pierdut, nu? Da. Vrei să mergi să-l aduc? A râs așa subtil. La duci mâine. În gală mâine să-l ai. În gală? Te joci și tu cu inele. Da, să-l ai așa. Îl vedem pe George de seara la mall cum caută inele, știi? Vezi cum mă faceți că merg după el acum? Nu, că nu te las, lasă. Și periculoase. Vorbiți acum dacă sunteți aici. Da, treabă ceva, zi ceva, Manuel. Nu știu ce să zic. Vreau să o întâlnesc și să vorbesc ceva mai serios. Vreau să vorbesc azi cu ea în casă. Ce anume? Păi o să vezi că vreau să vorbesc cu tine, nu, separat. Nu vreau. Vorbește aici. Spune exact, spune cu tupeu dacă vrei ceva. Dar cum să încep spune, să vorbesc? Da, spune. Cum să încep să vorbesc cu tine că nu vreau, nu vreau. A acum pe bune. Acum pe bune. Nu. Pe bune. Și a glumit. Hai că te râzi tu, Emanuel. Dacă când glumesc, eu fac așa, o fac așa încruntată și te uiți așa la mine. Vezi cum e. Uite-te și tu așa la ea. Mă uiți și eu, uite, na. Gata, e bun. Hai vorbiți acum. Mă placi? Vrei să fii invita mea? Mă placi sau nu? Vrei să... A propus înainte un joc Robert. O zis cine-i pune? Hai că îți fac chestia asta că suntem noi în conexiune. Cum e? Cine pui pe... Love, Mary and Kill. Na. Cu mine ce-ai face? Love? Trebuie să alegi din fiecare. Mary? Ignor. Sau ai băi decât unul. Ignor, auzi. Alegi trebuie. Ignor? Nu? Da. Care e la Love, care e la Mary, care e... Bine. Nu puteam să zic. Pedeapsă, pedeapsă. Da. Liderul. Nicoleta, tu ce ai face cu mine? Oh, Emanuel, îți aduc un calmant. Te iau de soț. S-a spărat că își pune niște whisky. Dar nu, că ideea e să zică trei băieți. De exemplu, eu aș pune pe Maria o iubesc, pe, nu știu, Kinga o omor și așa e. Dar... Și mai departe mai am e o persoană, exemplu, King, hai să jucăm Smash or Pass. Eu aș face știu, Nicoleta, aș face Merită cu Nicoleta și aș face Kill cu musca asta. Ai pălit-o? Ei, da. Dar nu era un joc de imaginație. Hai să facem Smash sau Pass, știi, cu fiecare fată. Da, nu, hai să facem asta. Sincer. Nu, de e fain aia cu Smash sau da, Pass. Ba da, mergem, Kiss, Mary, Kill. Bianca, Smash sau Pass, Andrei? Smash. Hai, dați părând, dați părând, cadre. Smash, Smash, bun. Oh, Bianca, ți-ai... Ce frumos. Hai, următorul, Smash sau Pass? Sincer. Nu ne potrivim, Robert. Deci zi. Pas. Tu, Robert, nu cozisea. Pas. M-am prins acum și eu, cam târziu. Gata? Cu restul? Cu tot? Dar cu restul nu mă lasă să încerc. Da. Bun, da, Smash.
Smash din partea mea. Oh, smash. Gata, match. Oh, smash, da, tot. Măi, dar ce blunduț. N-ai glumit când ai zis că... Da, da, smash. Hai, George, să-ți dai. Smash, smash, smash. Smash, smash, smash. Ești disponibil. Da, dar ce ți-ai zis că ești disponibil? Așa, o zi smash, o zi pass. O zi odată, da, smash. Pass. Da. Smash, smash, smash again. Vezi că era din pupăcios. Gata, gata. Da, da, era altă schimbă. Hai, faci altă fată acum. Smash, smash. Am spus că sunt îndrăgostită de toți, dar voi nu mă credeam. În afară de bă, Robert. Da, Nicoleta, rândul tău, da. Pass. Acum o să zic că pas, cum era pas, să fii, cum era să zic că smash? Da, smash. Dar și vouă asta pe ceva. Dar nu înțelegeți greșit. Ui, ce frumos, amândoi în alb. Dar fii pas. Tot la fetele de ocazia să ne aleagă pe noi. Da, da, nu înțeleg. Da. Pas. Totile ne-au la mișto. Pas. Am mai zis. Smash o să zic, pentru că am zis că intru și pentru tine și pentru Sorin și să nu fiu nașpa. Smash. Să rămână la fel. Da. Dar și băieții trebuie să facă că nu. Am zis smash. Păi da, acum se schimbă băieții. Iar Bianca. Tu zici acum, mă. Ai, tu. Să continuași smash. Smash dacă închizi gura. Închisă. Gata, smash. Și nu mai deschizi, Bianca. Niciodată. Smash. Sigur sau doar cu Dori? Smash. Ți-o aduc pe Dori dacă acolo vii. Acolo e smash-uri dacă vii tu și Dori. Pas. E, hai. Stai liniștit că oricum n-am încredere. Smash. La mine e pas data mea. Pas. Smash. Cum era să zici pas? La Xenia. Oh, ai fi sincerat cu... Era smash înainte, acum ai pes. Drăguț. Bravo. Hai, George. Ia să zic că smash-o tot. Pes. Da, smash, dau și eu smash. Așa. Să fie reciproc. Pe datorie, da? Pe datorie, bineînțeles. Hai că vedem noi, vedem. Opa. Nu, nu sunt băiat drăguț. Pass. Superb. Tu ești nevasta lui Jack Sparrow. Pass. Yes. Mai vrea ține puțin. Ce pass la ei? Eu? Pe atât. Băi, real, vorbim de o fată frumoasă. Alexandra are smash din partea mea. Un băiat sincer aici. 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 Smash și Bianca, o fată frumoasă. Bun. Păi spune ce. Dar nu pot să o mai văd într-un fel, nu știu. Ea e frumușică și e o fată foarte de apreciat. Mulțumesc. Apreciez. Dar ca și soră îi dau smash, că e sora mea. Dar nu poți pe sora ta smash. Eu nu. Xenia e o fată foarte frumoasă și are smash. Maria nu e genul meu. Nici a tău. Aia zic. Nu e potrivim, e ok, pes. Am zis Bianca că e smash. Mai lăsați dată, mai vrea, vreo 10 ori, da. Era bine, e pas. La Larisa e Mary. Da? Oh, da. Vorbesc serios? Yes. Nicoleta, ca să vadă că sunt băiat și că o apreciez, că e drăguț, să-i dau și smash. Mulțumesc. Plăcere. Felicitări, băieți. La Robert trebuia să-i faceți. Păi și noi trebuie să zicem. Da, Robert ar fi interesant. Să zicem, da, Robert, vrem la Robert. Ah, stai că e Sorin primul. Da-i Sorin, Sorin-i. Eu știu că nu știi. Smash. Intrigă. La fel după Radugan. Schimbați? Love, Mary. Toate alea. Pentru iubita mea, bineînțeles. Alege, Sorin.
A ales deja. Eu cred că tu ești cea care trebuie să culeagă. Eu am ales de mult deja. Aștept. Să-ți dea și din ce o culezi el? Kinga! Kinga, ce să mai? Smash! Tu pe toate smash în afară de mine, serios? Păi am văzut trei fete. Te roade, Bianca? Ei. Maria! Am făcut că sunt. Am zis că îi stau de naș, deci smash, da. Smash. Ce aveți, top excel? Nu cred că de aia. Larisa, fată bună, prietenă, smash. Thank you. Păi de aici nu e de prietenie. Alexandra. Oh, crazy. Așa, ca prietenă, smash ei, că e fată ok. Ce? Deci smash. Nu mă arunc pia. Nu mai e mie. Am înțeles. Cred că s-a pierdut din noțiune. Mai faceți încă o dată pe mine și Sorin în aceeași ipostază. Orbulă? Doamne, zici că... Ce vrei, Bianca? Vrei și tu smash? Da. Vai, smash și lui Bianca. Tu ai strâmba Alexandra. Mă strâmb că vreau. E că fac. Ia zi, Andrei. Deci, smash la frumusețe, restul pas. Da, aș putea spune același lucru, sincer să fiu. Da, aceeași chestie, smash, e frumoasă, pas, pas, nu avem nicio compatibilitate. Da, da, da. Dar de ce te simți prost? Iar ți-am zis că ești frumoasă. Smash, la, repet, la frumusețe, pas, nu m-aș potrivi. Da, eu ți-am zis că sunt frumoasă. Mega smash. Mega, mega smash. Da. Asta era super smash, așa era asta, da, în sus. Pas, steluța. Steluța. Pas, n-avem nicio treabă unul cu altul, nu suntem genul unul altuia, mai departe. Nu le pot. Mergi cu plus pentru că e o fată și frumoasă și cu caracter și iubita lui Johnny. Thank you. Iubita lui Johnny. Pas. Asta, măi! Cam atât, pas. Le-am zis pe toate fetele, nu? Sau mai e cineva? Nu. Și Robert, îl vrem pe Robert. Da, Robert vedem, să vrem să vedem ce... Giga smash. Hai zi așa, Robert, că poți. Hai, Alexandra. Le iau din stânga în dreapta? Da, Alexandra. PES. Anu, stai. Smash. E super tare, Larisa. Thank you. PES, am zis. Asta e din orgoliu. Logic. Smash. Logic. PES. 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 E, acum PES. Smash dacă... Smash. Ce se întâmplă? PES, smash, PES. Bibi. Deci, Robert, ai pe cineva în casă care te-ar interesa. Tu și da, Kinga. Tu, Larisa. Hai, de ce sunt amândoi. Măi, am mare veri la mine, mă. Da, parcă da. Sunt amândoi pe canapea și stau unul lângă altul. Mm-hmm. Am zis. Frumos și mai vreau să aud o dată. Da. Hai să mai că poate vine o fată nouă și ești pentru Robert cineva. Radu, trezire. Doar? Tu de ce să dormi și azi să vorbească? Cum nu poți permite așa ești, ceva? Da. Vrei să ne certăm? Înainte să plec? Dar unde pleci? Nu pleci în cărți, cred că n-ai înțeles. Bine, bine, lăsați că vorbim noi. Degeaba vorbim noi, Larisa, dacă publicul nu te vrea afară. Degeaba voi puteți noi să mă votați ca să văd dacă poate publicul chiar mă vrea aici sau nu. Aș, dacă publicul chiar te vrea... Și o să cer atunci publicului, dacă văd că sunt susținută, să nu mă mai voteze. Am înțeles. Și dacă vine o fată nouă și vine pentru Ionuț, nu te roade puțin? S-ar bucura, a spus, așa a spus. Eu m-aș bucura, mai poate își găsește persoana potrivită ca caracter, ca virgulă, pardon, caracter, acțiuni pe care le face fata aia să fie pe placul lui. Nu zic bine. Hai, ziceți că nu am dreptate. Ba da, chiar ai dreptate, eu îți dau dreptate aici. Spune, domnul lider, nu am dreptate? Ba da, ba da, ba da. Foarte mare. În fiecare zi te întreabă, Larisa. Maria, ai renunțat așa poate ușor la inel? Poftim? Că ne-am dat dintr-una într-alta și tot n-am aflat unde e inelul. Chiar unde e inelul? Păi mâine în gală, am zis. E una manetă aici pe crângaș. Păi și dacă nu o să aibă inelul? Și dacă nu o să fie mâine în gală? E la păstrare. Cum? Nu mai vorbesc cu tine. Adică în asta stă... Ce da, în asta stă, pentru că ai pierdut inelul, frate. Dacă ținele, aveai grijă de el. Că erau aiurea, aiurea ai făcut. Aiurea, așa ai. A fost scump? Serios? Poate însemna ceva pentru păi, ea. Păi, George, promit că mă duc eu de unde și l-a luat de astăzi. Dar nu zice că l-ai pierdut. Dar ce, era scump? Genera... Nu, nu era scump. Măi, vă zic eu de unde și l-a luat.
A, păi și poți să mai găsești pufăși de repede. I-am promis că nu o să-l pierd și asta e, nu? Erau de aia de la pufăși cu surprize? Erau de aia de la pufăși cu surprize? Asta e atunci, te mai țin așa, cât mai pot, până o să trebuiască să spun că l-am pierdut și... Vezi, mâinile aduci. Vorbesc mâine serios. Mâine să nu uit, dacă poți... George, dacă n-l aduci, te votăm. Fix de-a dracu' nu-l aduc. Adul. Îl aduc mâine, normal că e serios. Da. Măi, Radu. Da. Ai văzut când te bagă seama așa? Alo? Garso? Nu, mai, e ca și când se trezește când da, cum îi zice. Garso? Radu, dar tu Vinicua. Când o pup pixenia, o pup cu ochii deschiși? Poftim? De ce o pup cu ochii deschiși? O pup și cu ochii deschiși. Aici, când ai venit atunci și ai făcut provocarea, tu o pupai și te uitai, nu știu, la rușine de camere. La mine, Radu. De ce te uitai? Unde te uitai? La Kinga? La voi. De ce? Am pupat-o de plecare, ce? Dar nu de plecare, ai venit și ai făcut provocarea. Știu, când am coborât, am patul și am plecat. Ea te pupa acolo, ea era așa îndrăgostită cu ochii închiși, tu? Credea că e supărată cu mine. Din inima este cu ochii deschiși. Se face cu ochii închiși. Doamne, nu aș putea să mă pup cu ochii deschiși. De ce? Vezi mările, ce? Poate nu era momentul unui sărut cu ochii închiși. Dar nu era vorba de moment, dacă era vorba de pupat, așa chiar tot așa. Exagerez. Tu pe George, ca să fie cu ochii închiși, l-ai legat la ochi. Când m-a pupat pe mine, pe pitanii, să fiu sigură. Te-a asigurat pe ochii. Eu oricum închideam ochii. Păi, eu m-am asigurat. Ai închis ochii când ai cupat-o pe Bianca Pilaj. Da, acolo am văzut și eu că a făcut așa. Păi vezi cum pia o pup cu ochii închiși. Păi am închis ochii, mi-a intrat părul în ochi. Intra părul în ochi. Ăla a fost mai... Avea păr pe gât. No. Radu. Nu, că a închis ochii, s-a gândit că sunt eu. Așa-i? Spune-i, Bianca, abia ți-a dat barba. Ai închis ochii că te-ai gândit că sunt eu, Bianca. Să poți face provocarea, că dacă nu o faci, se spune că nu o faci, știi? Au fost destul de senzual sărutul tău. Da, da. A fost ceva. Poți zici, Bianca, că s-a trezit ceva în ea. Că n-ai văzut, vorbiți pe limba. Ce s-a trezit în tine? Radu. Ce s-a trezit în tine, Bianca? Focul. Nu știu. Placă, Radu. Ceva, dar nu-i de bine. Nu-i de bine pentru tine, Radu, nu pentru mine. Pentru mine e bine. Ne-am gândit să facem paste pentru fiecare și cumva să ne dăm seama care vă plac cea mai mult. Minte, mă, pomină, de când aveai televiziune... De când aveai televiziune, face figur, că face el carbonara, că face el... Păi nu, dar ar fi fain, uite, pentru fiecare fată. 10 tigăi între 10. E mare mincinos, fetelor, credeți-mă, un estron sentimental. Eu vreau carbonara. Păi imagician, ce te așteptai? Asta un estron sentimental, aveți eu grijă la el. Eu sincer, dacă vrei să mă credeți, mă credeți, dacă nu, nu. Hai. Eu vreau să fac paste diferite. Uite, pentru Alexandra vreau să fac paste arabiata. Nu, eu vreau carbonara. No, îți fac și carbonara. Nu, dar arabiata, știi de ce? Știi ce înseamnă în italiană? Nervoasă. Arabiata, nervoasă, că mereu e așa e. Și Xenia, care faci? Adorm cu nervi, mănânc cu nervi. Am nervi tot timpul. Orice faci, faci cu nervi? Ce? Orice faci, faci cu nervi? Da. Da? Aoleu, din nervi. Că o să te mănânc. Și mie îmi place, dar nu mă știe. A. Ai ideea. Și tu tot așa nervoasă. De singurele paste pe care știu să le fac sunt alea cu sos de bulion. Uite, am făcut bun. Wow. Atât. Din alea cu salam? Radu. Cu lapte. Da, da. Și cu lapte. Salam? Mie îmi plac alea cu tor. Ce mâncăm cu parizer. Cu salam, da, așa, tăiat. Și cu gustă. Cubulețe din alea pătrate? Da, făcut sos de la înainte, fiertele și puse sosul peste și gata, ales pasta. Da, da, da. Ales, nu știu să fac nicio pastă. Sau de-alea, sau fidea cu lapte. Am încercat toată să fac aici la în casă și orez cu lapte. Măi, Radu. Și mi s-a îmbrânzit laptele, l-am aruncat. Măi, Radu. Dar pâinea cu ou și cu zahăr nu se. Lasă-o în plata domnului pe aia, că nu mai. Știu, nu o să mai gătesc. Vreau cafea, fetelor, vreți? Da. Da. Kinga, ce ai? Nic. N-ai energia, îți spun, da. Ce-i cu tine? La iertă. E rău? E rău? Nu. Ce faceți? Nu mai stau două minute pe ceas și după mince norocul. Vreau să mănânc ceva. Cred că îmi fruc ceva. Da, da. Imediat. Repede ai ținut să zici că zi smash. Cum? Bă, da, asta nu mai are... A, bă, dar zi smash dacă e smash. Nu pentru mine să zici că pes sau ceva.
De-aia ce, Maria? Am zis la cine, la cine a fost. Dar zi-mă, la bune, ce ți-e frică de asta, ce măritată cu el? Nu, am zis și eu, zi-mă, zi, omule. Ce, ai pupat odată? Mare, ești mic, era ce-a fost. De mai multe ori am pupat-o. Ai pupat odată, mai văzut odată asta. Ai văzut tu odată. Ce, n-am nicio relație cu Xenia. Că vorbesc cu ea, vorbesc, dar și azi când am nicio relație. Și n-am zis, mergi la Xenia. Ce, atunci repede, ai zis, a pupat-o, l-a pupat ea pe el. Unde a spus, mă, șunca, i-a băgat-o cineva în frigider? Cred că nu mai e. Nu, mă, că am scos-o eu acum. Cred că a băgat-o George în frigider, a? Nu, mă. Cum nu, mă? A luat un magician el. Manuel, magician, scoate mult în care că mi-e foame. Nu, fă să apară niște șuncă. Bă, i-a scos-o de la cea. Ce ai făcut cu ea? Ia, mă, nimic. Din aurea am tăiat. Ce joc facem și noi, băi? Ați prea drăguț. Bă, aș vrea niște semișuri de-alea. Bună, pot să mă duc să-l văd pe Sorin? Pot? Of, pot? Mă lăsați? Vreau să vorbesc cu el. Nu mă lăsați? Am și eu un iubit dincolo, ar trebui să-l și văd. Mă lăsați? Vă rog. Nu plec de aici până nu mă lăsați. Deci eu nu plec de aici până nu-mi dați un răspuns. Pot să mă duc sau nu? Aici stau. O să mă duc la iubitul meu? De ce-mi fost să-l văd numai așa? Ce fac băieții? Se învișele, nu? Bianca, vrei măr? Nu, mă gândesc că facem vreun vlog. Ce se întâmplă acolo? Ai cerut de conexiune? Da. Nu, am cerut să mă duc să-l văd, nu să dați da, conexiune. Dar vreau sunet. Da, nici nu se aude. Sunet. Așa, mă lăsați voi să-l văd? Da, nu-i eu la da. Of. Dar nici nu se aude și nu mă ajutați dacă-l văd așa. Vreau să mă duc la el. Oh, serios? De ce de nu mă lăsați? Pupă ecranul, pupă ecranul. Ta-da! Iubitul meu, dar nu pot să-l iau în brațe. Hai să-l țipăm, hai să-l țipăm o dată tare toate. 2, 3. Băieți, că ce îngândurat! Ia, ia, ia! Iubitul meu! Hai, dă-i pup! A, ești pe conexie. M-auzi? M-auzi? Eu stau cum cer, la cameră. De extraordinar, nu mai cer! M-aude? Mă lăsați? Ce faci? Da, el nu știe! El nu-i convins, el nu-i convins! Vă rog frumos. Bă, ceva interesant. Ce să fac? Mă arunc aici, nu mai pot. Lăsați-mă, vă rog frumos. Nu râde. Poți plimba. Ce râde de tine? Dar eu se amuză. Hai, hai. Vă rog, vă rog, vă rog, vă rog. Te încurajează. Vreau să mă duc să-l fug. Dar fata, dansează și tu puțin. Lăsați-o să vină, că vă roagă frumos. Nu mai pot. Vreau să mă duc să-l văd. Lăsați? O aștept sus și o speriu, sus pe scări. Lăsați-o să vină. Aia, cred că trebuie să auzim. Mă ascund sub masă. Lider și nu mă lăsați. Nu cred că mă vede. Dar nu mă aude. Ba da, mă da. Cineva. Hai. Mă, uite-mă, bă, se vede, uite. Bat eu, fă ceva, aruncă-i cu perna, nu știu. Merge de praf. Pe la mult. A, nu vă rog. Nu m-ați chinuit suficient. Păi bune. Stau aici de jumătate de oră. Vă rog.
Uite, bebe. Fata, cât e urcă-te pe aia cum o să urca Radu, că te lasă așa, poate. Nu mă lasă nici dacă mă urc pe ăsta. Cântă-i, fată. Hai, te rog. Pune o poezie, fată. Nu știu nici poezie. Vă rog frumos. Hai. Nu, nu mă lasă. Insistă. Vă rog, vă rog, vă rog, vă rog, vă rog. Lasă voi la fată. Las o cameră. Las o cameră. Lidera, pune-și tu o vorbă bună, ceva. Dar eu sunt lidera, ia-i. Eu sunt. Mă gândeam la Maria. Nu mă lasă, lăsați-mă, vă rog, să-l văd un pic, așa nu pot. Dacă o lăsați, o să facă un dans cu Sorin de la Senzual. Da, se Senzual. Nu cu dansuri și din alea. Ba da, dacă faceți un dans, așa s-o lăsați, s-o lăsați. Dacă o să dansezi împreună, le puneți o melodie dacă și vreți, dansează. Dacă vreți, repetăm primul nostru dans. Ia-mă ușor. Nu-ți mai zic așa. Petru, da, acum zici. Ce mâncați acolo? Semințe? Vreau? Nu mai zic nici cum, îți dai seama. Atunci era la început, aveam emoții. Am crezut că poate ești neserios. Și acum nu mai zici nimic. Așa n-am știut dacă ai intenții serioase. Poate merge în casa fetelor, băiatul participă. Eu dacă e la flotări m-ați jignit, deci nu e corect. Eu nu pot să fac. Bagă acolo, Sorin! Jucăm? Da, du-te, du-te. Nu, nu, că vrea să jucăm. Cele mai multe flotări. Bagă, Radu, hai și noi, noi ce să facem? Acum mănânc. Pa acolo, iubitul meu. Eu pierd, eu jucăm? Eu pierd, dar măcar încerc. Nu, Sorin, Sorin face. Vă băgați? Sorin face și 100 și 100. Păi facem toți. Facem deodată. Nu așa. Nu pot așa. Eu dacă fac niștim atunci, eu dacă fac 30, mai invers. Dă-i drumul, că ești cel mai ăsta. Fac eu primul. Păi, eu fac 30. Care face? Păi, 30 face primul. Hai, dă-i drumul. Eu fac 15, frate. Eu zic dacă dă-i, Manuel. Nu, hai voi înainte. Hai, mă, dați drumul odată. Nu, hai voi ca să înțelegem cât e standardul, știi, că să ne motivăm. Dă-i, Sorine, că tu ești mai bun. Hai, Sorine, că tu se știe. Să știi că oricum o să mergi tu. Măcar hai să ne dai de înțeles, știi? Hai. Nu vreau să fiu primul. Nu rezist la tot cât de flotări. Xenia, eu chiar țin la tine și vreau să vin, dar nu poți să fac, că Sorin ne rupe. Ei, n-am și tu. Dar ce are? Păi acolo sunt șoare de făcut, frate. Nu, hai aici, hai. Dar ce are? Păi tot aia. E aceeași chestie. Nu mai pot să de foame, mă, băieți. Hai. Să văd dacă vrei să vii la mine. Hai, să vedem. Hai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bagă lanțul la cumva înăuntru. Dar George nu pare interesant. 27, 28, 30. Na, se știe, se știe. Mănânci, nu o poftă bună. 34, 35, 36. Mulțumesc. 37, 38, 39. Andrei, loc să vii la Maria, George, mănânci. Da, tu nu vrei să vii la mine. 47, 48. Nu știu, văd care limita, să văd dacă o să fac. Hai, iubitul meu, dacă vrei să mă vezi. 54, 37. Hai, Andrei, că nu degeaba ai mâine așa mai. Nu, că tremură. 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70! Era fain să se oprească la 69. Radu, te baci tu? Da, să mănâncă. Vă băgați? Și noi, fetele, ce să facem? Să mergem partea alaltă. Dar eu am cu eu să fac competiție, înțelegi? Dacă tu vii cu mine la 70, îi mie în cap, eu mă duc mai sus. Înțelegi? De-aia nu vreau să fac singur. Radu, hai să facem și noi. Da. Păi dacă făceam o pauză de o secundă sus, mai făceam 10. Păi așa, cu pauză, da. Nu, nu pauză. Hai să facem. Să trag aerul, da. Fără pauză, o secundă. Hai, băgă-te tu aici. Tot așa. Maria, îmi pare rău. Hai, facem-o frumos. Bine, bine, așa o să-ți... Am plecat, băieți. Una. Băieți, poți să plec, așa-i? Da, poți să te duci. Da, salutat. Aici ne-a pătut, Sorin, n-avem ce să Selene! Știi că mi-ești foarte dragă, Maria, dar... Da, dar nu are de dragă. Îmi ești, dar nu știi chiar așa. Mama, ei, din mâncare! Să mănânc semnicurile astea calde și să curgă cașcaval. Eu abia mă dau dimineața, ar fi păcat. Ar fi păcat. Săracu, n-ai mâncat azi, nu? Nu. Vai, ce milă. Mi-era foame, Maria. Te crezi. Tu cer să vii la mine. Și tot tu. Și tot eu trebuie să trag. 99? 100! Alexandra, vin! Închidem conexiunea, gata. Pa! Bianca! Hai, Bianca, serios. Bianca! Dă-mi parcă. Mai multe.
Nu te bravo, puteam da, bă, tu ne-ai lăsat ăla acolo. Mai puteam da, da. Fetelor, dar faceți și voi un concurs să veniți la noi. Băi, hai, nu fac să taci că tu n-ai făcut. Geno! Doamne ferește. Putem în blugi. A, asta comentăm și noi, atunci să nu vă aud. Radu, tu de ce nu faci? Să nu vă aud. Păi n-avea cum să mă bat cu Sorin la flotări. Chiar ai figuri? Nu, nu, nu. Lasă să-i pice bine sandwich-ul. Nu, nu-i pice. Că bun, ne-am plume sau ceva în genul și așa se bagă. Nu, nu le-am cu plumele, iert. E superb. Hai, superb, Camaria, ai sandwich-ul la George. Bun? Pe bune. Cum? Ai superbui sandwich-ul acela decât nu, Maria. Nu are termen de comparație, Maria. George, vreau să mănânci niște buze, mănânci un sandwich. Da, fată, că buzele nu țin de foame. Dar oricum făcea să mai multe flotări, sunt conștient. Pot eu și Bianca să mergem la băieți? Eu nu am condiție fizică așa de mare. Bine. Eu apreciam dacă încercai. Știu. Dar mai bine mănâncă, fată. Nu știu. Nu, 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 stau și aștept ca doi să vorbim. Gata! Acum chiar am mâncat, bă, frate, stai un pic să... 50? Mai jos un pic. Așa. Nu mai sus, lasă-te în curcă pe tine. Nu mai sus. Cât are? Uite că faci! Mor, George? Cât i are la bord? La ce te-ai referit aici? Adică? Așa se zice la altceva. La ce? La... la fund? Bere. Cât ai la bord? Și? Dar dacă fac una, pot să mă duc eu în casă băieților. Cât hai să facem noi, eu fetele. Una fac. Și eu. Hai să vedem, fetele, câte flotări pot să fac. Eu nu pot nici măcar una. Hai că fac și eu. De unde știți că nu puteți? Una. Larry, tu știu că tu bagi. Dar eu pe genunchi pot, măi. Cum? Eu doar pe genunchi. Păi pe genunchi, Bianca, dacă... Ai făcut și una. Dar pot, dar foarte puține pot. Vezi că a făcut. Hai, de fapt, King Arthur. Hai să vedem. Eu fac doar dacă te lasă, altfel nu mă. Hai, Bianca, deci nu puteam. Am demonstrat. 4-4 de flotări am făcut. Uite, mă. Stai, stai cu una. 3. Cu ce tremură. Eu scriu. Hai, Bianca. Fata, ai făcut. Dar 4, stau. Fac flotări, fete. Aoleu. Devine interesant. Ia uite pe Bia ce forță are. Câte ai? 6. Câte ai? 7. Hai, poate ați flotări. Facile știi. Hai să fac eu niște flotări. Te întinzi pe spate și stai pe mine pe spate. Mamă, dar mă doar în tot, nu pot. Pe cuvăr, du-te. Știi? Apă vrei. Pe cuvăr, măi. Unde să pici? Mergem în casă, mățelul, pe curaj. Știi ce, așa? Întinde-te, da, și picioare. Și unde pun fundul? Pe mine. Eu flotări. Dar tot pe față. Și eu și Larisa. Dar mai sus, urcă mai sus. Vă rog frumos, lăsați-ne în casă băieților. Pentru curajul care l-am avut. Dar serios, am făcut 6. Hello. Nu ne faci seama, ți-am făcut flotări, drăguță. Am făcut 6 flotări. Eu care credeam că fac doar una. Mi-am întrecut limitele. Îți vorbesc singur. Mai două. Ne vezi? Mai doi. Atenție. Da. Kinga, tu ce ai făcut? Adu-și mie un par de apă. Ce-i baiu? Adu-și mie un par de apă. Nu. Ce sete? Am făcut degeaba. Ești lady. De ce? Faci Alexandra. Ce faci cu băiatul ăla? Ce faci cu băiatul ăla? S-a oprit magicianul. Vreau și eu să-mi la băieți. S-a oprit. Lasă. Opsi! Kinga, ce-i bai? Nimic. Te bași tu la flotări? Nu ți-a oprit îndrăgosteala. Nu am chef de flotări. Salat, fruct, după aceea dulce. Rece. Sau sandwich. Sau? Ce? Cât de tristă ești. N-am chef, fata. Nu mai mă că nu faci bine. Îmi place să vorbesc. Trebuie să-mi treacă. Păi, spun. Și vine misiune. Poftim? Când ieșim din emisiune? Da. Am
premiu. Poate merge în casă, băiete, fata care câștigă la Skanderberg. Haide! Rămasa dintre canapele. Față da, de aia. Hai tu să faci Skanderberg. Hai, și eu. Hai, la ce hai, de capul meu. Acolo se face, uite. Azi la canapele. Dintre canapele, nu? Da? Da, stai. Haide! Hai, Lari! Care la masa dintre care... Vai, dar ține crapă, nu, hai acolo. Cred că nu, Eva, zice că se crapă. Măi, s-ar putea să crape. Fata, acolo! Hai, din bucătărie, în bucătărie. Acolo chimoale. Nu, dă-mă soțul ăsta. Tu, nu ai? Maria! Maria! Da, fetelor, acolo! Fetelor, la acolo! Nu, la asta. N-ai cum să faci pe aia, hai! Care fată credeți că câștigă? Pentru ce? Oare cine? Mai rău să întreb. Cine câștigă? Pe Kinga să nu o lase să participe. Că nu-i corect. Păi trebuie să și vrea să vină încoa. Nu-i corect. Și ca ideea acolo sunt... Pe Kinga să o trimită la noi. Stai că-s curios. Hai, vă rog. Da. Aaaa, Maria, dar nu-i corect. Tu! Te-am dat următoarea. Hai. Mamă, ține când am obosit, când mă bag deja am obosit, când se obosește, mă. Hai să fac masaj, hai să fac masaj. Ca să rămână câte două, știi? Te duci acolo și... Fiecare și-a venit. Nu fac cu mine. Nu fac, dar cu tine. Ai pierdut, ai pierdut. Ai câștigat dintre voi. Dar eu obosesc, îți dai seama că n-am cum să dau pe Xenia, tu. Faceți voi între voi. Și după aceea cu cine rămâne, ne batem toate. Alexandra sigur o bate. Hai, voi două acum bătiți. Noi rămânem la urmă. Hai. Da, voi două. Nu. Bianca, fac eu cu Bianca. Nu vrei să mergi? Hai că fac eu cu Bianca atunci. Larisa, mai vrea să încerci? Nu știu ce campionat fac fetele. Kinga să vină să facă cu noi. Mama, strângeți toată inima. Nu, decorul e în ordine. E bine. Gata, ridic-o sus. Nu, e bine așa, e bine. Bă, tot, gata, ne jucăm pe altă masă. Nii tătam în genunchi. Mamă, dar câtă dorință avem noi să mergem, dar pentru cine, pentru ce? Nu, hai, care mai este? Păi am câștigat trei fete. Măi, fetelor, hai să facem curat în casă, chiar îi mor doar covorul, adică ne apucăm de curățenie și... Păi și hai, cine? Cine? Faci tu cu Alexandra și după aia fac eu cu una din voi. Dar am bătut odată. Dar văd, am câștigat cu Bianca. Alarisa, tu ai ieșit din ecuație. Și Senea a ieșit... Și Bianca, nu. Nici nu m-am ținut. Trebuia să dea Bianca cu Kinga. Nici nu m-am. Mai vreau o șansă. Și eu mai vreau o șansă. Nu am chipsul. Hai că Alexandra ne bate pe toate. Hai, cum? Vreau și eu. Și eu, frată. Hai. Și mie mă dur în mână. Hai, dar lăsați-mi să merem. Bianca, mă, dă să te țin, nu trișa. Pierde din prietenie. Da, din prietenie te lași. Nu, că vreau și eu să mă dus. Ei, hai, da. Vezi, nu are cum. Ia, vezi că e tare. Cine, Alexandra? Eu vreau să o cu Maria când... O duce, Maria. Auziți? Nu putem să mergem și noi pe bază de handicap. Dați-vă puțin. E finala, ce? O duce, Maria. E, bravo, Maria. Nicoare, mai facem o dată. Dreaptă mâna. Am bătut o dată. Maria, dar tu ție. Ai, du-te, frate. Bata, ce te mergi și la teori dacă te ordine nu vreau să te vadă? Ce? George nu a vrut să te vadă. Cum nu? Păi, ai câștigat! De? Care e fată? Dar ia mă și mea și ea! Du-te, Mario! Mă lești? Te clar că te duci. M-a spus că da. Așa. Și o colegă, nu? Pa! Mamă, dar eu chiar am cea mai mare forță, mă faci să râd. Fată, o dai jos pe Kinga? Hai să vedem. O trișat. O trișa, Maria, o trișa și normal, ei de la Butoșani acolo e mâna. Ia, o are grea. O are, da. Păi ce e acolo? Știu eu ce să fac. Ia să la față. La Butoșani de față de mine. Păi da. Ai văzut că am câștigat? Auzi, am făcut... Am văzut, dar nu știu cât e. 44. Deci oricum ne-aș fi. Ca să demonstrez că... Ai văzut că am dat toate fetele? Aproape toate. Aproape. Am putut și pe Alexandra. Vezi, ai avut o problemă pentru tine, care, la care... Da, nu știam că știu să bat. Da, în fine. Deci am încercat, dar am făcut 44. Apreciez atunci. Deci nu ajungeam nici cât am făcut Andrei, nici cât te-a făcut Sorin.
Am făcut 70, Sorin. Bună ziua! Ce plictiseală e aici, mamă. Cu bucur că ai venit tu. Da, și eu, și eu voiam să jucăm biliard, sincer. Păi, da. După ce termină băieții, poate îi lasă să jucă. Îi lăsați după ce termină să jucăm, noi dacă o să avem timp. Da, nu? Era drăguț, că și eu vreau să joc. Dar știi să joci? Normal. Da? Da, tu nu știi? Da. Păi știu, nu sunt profesor, dar știu. Știu și bowling. Acolo sunt ase. Da? Nu știu, ai simtă bună? Am simtă și eu bună. Am știri, le dau pe toate deodată. Du-te. Strike, ăla-i strike, da. Nu știu. Așa-i spune. Facem un masaj? Da. Te-ai forțat? Da. Ți-ai pus toată puterea ca să da, vei aici? Da, și am și bubiță și m-au lovit, fetele, vezi? Știu. Săracă. Știu. Ești puternic. Se pare că sunt. Să fii și la interior. Cea mai puternică. Dar sunt cea mai puternică. Gata, ne-au lăsat? Nu știu, poate. Vreau și eu să merg în camera roșie. Vreau să te bat. Fiind și o fată. Mai jucați? Nu mai joacă, perfect. Trebuie să-l bat. Hai să mă bați, haine. Nu-mi dau seama. S-a mișcat, dar nu mi-am dat seama ce sunt. Mulțumesc. Noi? Ce se poate? Nu-i voia. Probabil acum nu. O să zic că ei. Ai jucat? Da. Nimeni, cu fetele. Dar cred că o să joc invers, că ăsta numai bun nu-i. Și aia neagră? Nu știu. Am găsit-o. Vreau să văd pe Alexandra, pot? Vorbesc ceva cu ea. Dacă mai văd ce și eu. Da sau nu? Inos. Nu vrea, nu vrea cu tine. Dă-te la bătă ce și eu. Vreau să mă duc și eu să vă pe la aici, se poate? Nu, să mă duc să o văd. Tu ți-am subi zici. Mi-arată. Ți-am subi zici. Ce face Ale? Mă vede? Mă aude? Nu te aude, doar o vezi. Cine are mai bine? Eu nu înțeleg. Ea ne vede? Da, se vede. Pe toată le-ai fel. Vezi, aranjează-te acolo, că... Nu e ok. Gelosul de ce ești. Nu, dar vreau să fiu așa. Ce faci? Aia zi. Te-ai cerut să vezi pe Alexandra? Alexandra, nu te-ai bătut destul pentru mine. Ce ai făcut? Te-ai pierdut cu Maria. Da, a trișat. Te așteptam pe tine. A trișat. De-abia aștept să te văd. Nu s-a bătut nimeni. Îmi dui masa, uite asta. Ei, o să vii băieți să o repare. Cine acolo? Lasă, e ok. Am încercat. Mai te-ai vrut să vezi pe Alexandra Emanuel? Da. Mi-e dor de ea. Păi ei poate nu de tine. Dar nu-mi pasă, că am înțeles că trebuie cumva să dau eu să o cuceresc. Că ea e cam greu. Dar cine e lângă tine, Radu? Dar nu mă cucerești fiind obositor. Obositor, ia uzi. Obositor. Încearcă da, să... Îndepărtează-mă. Îndepărtează-mă mai mult, Alexandra. Opriți conexiunea. Deloc. De asta ieri stăteai aici, să nu vezi pe nimeni. Măi, Emanuel, dar fă cumva să vii tu aici. Păi am întrebat la cameră. Fă am... flătări mai multe. Na bine, asta n-am ce să fac. Nimeni care nu este de fată. Hai mă, vorbește cu fata asta că dai ajut. Păi dar vreau să o văd, să stau cu ea. Păi ești că vrei să o vezi. Uite, uite. Dar te văd tot timpul așa în conexiune. Vreau să te văd, să mă uit în ochii tăi. Radu. Vrei să vin mai aproape? Da, Xenia. Da, hai. Nu vin. Hai să-ți dau un pupic prin cameră. Bă, nu, nu. Bă, ce nebun ești! Numai pentru tine. Ei, da. Pentru fetele. Și tu ești nebună. Facem și noi un Skanderberg. Vezi că e a mea. Bă, jumate. Hai, eu-s cu astea. Am emoții. De ce să ai emoții? Uite pentru ce mai ai emoții acum? Băi, nu știu. Biliar n-am mai jucat. Cu mine? Bă, nu. Dar a intrat și bila albă. Am prins-o eu. Fă ceva și hai! Păi ce să fac? Vorbește cu băieții, magie. Nu știu. Magie! Păi de mâncare! Stai în mâini! Ce? Stă în mâini, stai în mâini! Asta el face tot ce spui. E, Bianca, te rog! Poți? Te rog!
Păi nu, asta faci. Dar nu știu. Uite, nu știu. Eu trebuie să-mi rup în capul aici. Ajutați-l, băieți. Țineți-l de picioare. Da, stai așa acum. Stai acum. Mă ajuți? Pe bune? Da. Dar stai cum să stau. Aici. Te pui jos. Nu, nu, să stau măcar pe ceva, pe un... Păi și pe un perete, da, păi să stau cu perete. Nu pune-te, dau să pui, pe să dau cu cap. Andrei, dar poate i-ajuns tu că ești mai mășcat. Pune-te pe burtă și el te de picioare și te îngrijești în mâini și încerci să stai. Ce țin în sus? Păi și cum stau? Cum mă pun? Vezi, hai, pune-te odată. Dar bine, hai, gata, aia e. Ești gata, dar trebuie să mă prinzi. Și eu nu știu cum să stau, hai. Pune-te... Bă, bine că m-ai ținut și m-ai prins. Dacă te-ai dus la dracu încolo, nu așa. Ai fost prea lung. Mă, bine, Alexandra, să te ocupe de tine. Pune-te iar, pune-te. Doamne, mă duc să-i bandajez. Mă lăsați, vă rog frumos, să mă duc să-l ajut, să-l bandajez, să-l dau cu petă. Așa. Stai, mă, ce-o prins. Păi nici tu... Stai! Te-ai aruncat și că te-ai aruncat Alexandru, în piscină. Ce fac eu pentru tine dacă nu te prind acum? Stai liniștită. Te pun eu mâna. Atent, fii atent. Pe fii tine atent, te pun în cap. Ce atent, talpă mi-a dat pe braț. Băi, efectiv nu sari ca în capatul. Te pui jos. Eu am zis că mă prins. Tu ești vreau prea... să mă duc și eu să mă duc la Aisa. Se poate, vă rog frumos? Poți să mă duc la Aisa? Nu. Vai, o să-ți dau în Îți dai grijă aici, că cam se cam vede aici, ce vreau pe aici. Nu, se hai vede. Cu mine, hai. Nimic. Vrem par de apă, ceva? Nu, s-ar putea să câștigi, probabil. S-ar putea să câștigi. Sau... sau... Cred că s-ar putea să sau câștigi, câștigi tu. Sau câștig eu. Care e miza? A, uite, zic că nu mă pupeai și uitat. Ai uitat, așa-i? Da. Oh, mă scuzați! De unde a atâta noroc pe tine, Mario? Noroc scrie pe fruntea mea. De unde a atâta noroc pe tine? Dar nu cred! Am dat la frânjioană, ai văzut? Și te-ai mâncat când erai mică cu lingurița, a? Nu! De unde? Nu! A... 4.000 din nura. Așa cum am ultima, vă rog. Bă, nu știu cum mi-a dat, am mers pe mea frumoasă pe aici și a intrat 4. Dar vezi că nu acolo trebuia să nu contează, tot aici. Am câștigat. Nu, ai am pierdut. Câștigat, nu contează, n-am ales. N-am jucat corect, trebuie 100%, dar tot câștigat, am câștigat. Da. Te-am bătut. Și care era miza? A, nu știu, n-am putut o miză. Dar am câștigat. Și asta mă amuză. Te-am bătut. Sunt cea mai bună. Asta da. E nebun, Emanuel. Vai de mine. Mm. Dacă oare chiar faci cu cerea pe Alexandra sau? De show? Face da. Deci... Facă vede care cu cine. Hai că vede care. S-a dus direct să stea în cap ca să zice Alexandra. Nu știu. Pe faza aia cu intrina ar trebui să fii sau mi-ar plăcea să fii mai implicat. Nu mi-a plăcut. Da, pentru că tu îmi ceri mie să fiu mai rezervat să nu vorbesc. Nu sunt persoana care e tăcută și nu vorbește. Dar eu nu ți-am cerut asta, Doamne ferește. Eu ți-am zis că sunt anumite momente în care n-ar trebui să exagerez chiar atât de tare pentru că nu te privește poate un anumit subiect. Cum era mai de mult relația lui Bianca cu Adrian. Deci n-avea ce să cauți acolo, câteodată erau momente, nu tot timpul, pentru că ziceai și adevăr și așa, îi mai și ajutai, îi mai și încurcai. Dar erau momente când exagerai, deci deja erau ei la pământ ca și relație, mai veneai și tu să vorbești. Și eu la fazele astea mă refer. Dar acum iar o e așa, eu n-am zis să nu vorbești, mi-mi place așa, că ești așa. Domn... Înțelegi. Dar de ce nu înțelegi la ce mă refer? Eu am nevoie să fii tu vorbereț. Eu nu am nevoie de unul care nu vorbește, care e mut ca și mine. Cum zice toată lumea, doi muți, nu. Mi-mi place că ești acolo, că... Dar... Sunt momente când, mai ales când cineva face niște joculețe cu tine, cum a făcut Bianca. Da, dar eu nu stau tot timpul să mă gândesc la joculețele cuiva. Poate am și momente în care nu sunt liniștit încât să gândesc în așa fel situația aia. Poate am și o supărare sau poate nu mă simt bine. Și atunci când ceva mă calcă pe nerv, nu o să stau să-l pup în... Nu
să-i răspund. Nu trebuie, dar efectiv te-a luat la mișto. Au făcut toată faza la mișto, nu, nu era o discuție serioasă, nu era nimic. Ea zicea, ești sexy, după ce te-a făcut praf, zicea, ești sexy. Ei m-a făcut praf, cu ce m-a făcut pe mine praf? Dar nu în sensul ăla. Asta spui tu, te-a făcut praf. Bine că ai lăsat. Că te bagi în subiecte și nu știu ce, dar ce să fac? Eu mă pun la mintea ei. Bine, da? Bine, da? Nu știu, nu știu, Doamne, și ce-mi plăcea. Cum vreau de chestia asta? Ar trebui să stai așa, că nu știu, atenția mi se duce puțin. Nu te mai uita! Dar ce să fac din tina mea? Ești ceva, vrei să-ți dau tricoul meu? Nu. Dar nu pot să mă rezolv. Nu, că mie îmi place, e sexy. Dar mie îmi place, și mie îmi place. Eu n-am zis că nu-mi place. Că ești foarte faină. Dar vină cu asta aici, hai, nu mai puțin. Ale, pe bun. Stai aici lângă mine. Hai, că iar ai venit degeaba. Hai să vorbim. Vină cu asta. Hai, stai jos. Ce serioasă. Ce ai? Nu putem să vorbim și noi să nu fim agitat. Și fără să râdem. Nu mai vreau să te trag de coadă. Vreau să stau cu tine. Nu, că te bat dacă mă mai trag de coadă. Și vorbesc foarte serios. Am vrut să glumesc cu tine, știi? Am vrut să glumesc cu tine, să fim așa un Caterin, cum e amuzant. Da? Să putem să fim și serios. Uite cum sunt eu și fain. Face un truc. Vezi, Ale se vede, jur, mâna ăla, acolo. Nu se vede nimic. Grijă, trage-te. Închide tu aici. Trage puțin. Dă-l mai sus. Ăsta. Nu ăsta, mă. Tragi de cap. Dai în jos. Te duci în aibii. Tot... Au, mă doare și piciorul. Da! Gata? Gata eu. Un șică. Nu mă rămâncă. Mă nebună. Nu mă mai atinge. Dar nu mai fi așa, că nu vreau, nu vreau să fiu agresiv sau să te iau așa. Vreau doar așa, așa sunt eu. Uite, când mai stau cu o fată, cu o fată, cu tine, îmi place să mai stau, să mai pun mâna pe tine, ca să simt că ești aici. Unde rățișorul ăsta, fain? Da? Da. La dimineață. Da? Da. Mai fost la mola, m-am zis. Te urmăresc. Vezi că știu faci ce faci. Ai grijă. Vreau să nu te prind. Fii cu minte. Și chiar... Cum, cum adică să nu mă prind? Sper să nu te boteze lumea și să nu ieși. Am vorbit și cu băieții și am pus vorbă bună pentru că nu o să avem timp să ne cunoaștem. Și aia zic. Mă, chiar vreau să devin așa agresiv cu tine. Deci nu mai face din astea. Bine, gata. Cu minte. Îți dau și una și plec. Aici. Nu mai mă mai atinge. Nu mai, dar tu să știi că poți să tu să mă respingi cât vrei. Eu tot așa rămân. Dar nu mă interesează să rămâi cu cine vrei tu, cu mine nu. De ce? Că nu vreau. Dar ce fel de băiat vrei? Uite, ca mine așa. Da? Băiețos? Sufletul meu perechi, cea cu jumătate. Golul care lipsește. Hai, Nazi, și cum ar trebui să fie? Ca mine. Păi și cum ești tu? Frumoasă. Atâta? Glumesc. Nu mă atinge, te rog. Uite, am făcut ca tine. Așa. Ești foarte orgolioasă oricum. Și e greu să te lase. Nu mai faci așa. Ești tare. Facem și noi Skanderberg. Hai. Hai, dacă mă bați, facem pe pariu, pe pupic? Da. Na, hai, facem tot. Pe pupic. Oricum mă bați. Despre ce vorbim. Cum facem? Dacă câștig eu, ce faci? Dacă câștigi tu, îți dau un pupic. Dacă nu câștig eu, mă mai gândesc. Hai. Bine. Gata. Da. 3, 2, 1, te ții? Da, hai mai așa. Hai, 3, 2, 1, hai. Hai, Doire. Doire. Asta e bune? Asta e tot? Da, bine, vezi fata. Hai cu două mâini. Na, hai să ne ridicăm, să fim frumos. Aici nu vreau, nu vreau. De ce mă duc pe mine și mă controlez pe mine? Hai. Nu, că tu întoarci capul, nu te pup. Sunt mândru de tine. Nu sunt nesimțit, hai. Dacă ești, știi că... Emi, suntem mândri de tine. Bravo, Emi! Na, bine. Hai, Emi. Tu dai seama că nu se vede în capul pe tine. Nu, i-a dat un pic. I-a dat un pic pe obraz. Am fost amuzant, am fost penibil, clar că am fost. Mamă, ce mă fac? Mama, uite-te la mine acasă. Știu că am fost nebun, îmi pare rău, dar asta am făcut. Băia bune, asta am simțit să fac. S-a dus trusa aici pentru mine. Asta am simțit să ce să fac. Băia bune, îți fac un masaj.
A, se schimbă rolurile. Să-ți fac și eu masaj, pot? Am zărit în cap. Că tu știi că chiar nu cu capul. Dacă îi zici să arunce de la etan, se aruncă. Nu fii și tu, nu, nu lua asta coarda, nu întinde coarda. Că-ți vrem încă aici. Cine bun e. Dar gata cu pupicii, că e deja... Penibil, nu? O albești. Ce e, fata? Mă gândesc. La ce? Dacă o să fie mâine un băiat votat în față și o să fie... Tu tot la voturi ești. Mă gândesc dacă o să fii tu în față. Dar dacă o să fii tu în față, Kinga? Dacă i-ai rugat pe băieți să, să nu te voteze, nu înseamnă. Fetelor. Nu înseamnă că ei nu o să te voteze. Dar nu i-am rugat. Cum nu i-ai rugat? Ai spus să nu mă votați. Da, că trebuie. Și poate fac din ambiție treaba asta și chiar putem să te voteze, mai știu. Nu, zic și eu așa, dacă o să fii tu în față. Da, mulțumesc. În cine ai vrea să, să dau? A treia persoană. Ceva, cineva mai slab bagă. Cum ar fi? Petre, noi dacă îl votăm de exemplu, da, băiat, Emanuel. Da, fată. Băiat. Mind. George. Tu, Emanuel, în față. Ia, o să vezi? Rac. Da, dar vezi că... Emanuel. Cine e la băieți? George are cuplu. E... Și plus că îi susțin mulți, mai ales să-ți spun că din partea mea, chiar neamurile mele, tot așa îi spun că e frumos, că îi susțin și așa mai departe. Eu cred că susținuți. Dacă e să câștigi tu, dai cine vrei tu, nu? Și dacă o să fiu în față? Emanuel? Pe Emanuel îl bag la vot, cred. Dacă o să fiu eu în față? Cine? Dacă o să fiu eu în față? Pe cine vrei? Dar pe cine? Mine să mă votezi, dacă cumva băieții nu mă votează, eu zic din start. Pe mine trebuie să mă votezi, dar aia trecută nu mai votat. Da, pe m-a rugat frățiorul meu. O să fii susținută de oameni și tu n-o să pleci dacă o să nu, eu o să vreau măcar să mă, ăsta mă votezi tu. Da, uite, eu vreau să pleci în băiat. Nu te mai gândi. Da, de asta e și eu vreau să plec eu ca fată. Lasă. Bine. Așa că nu te mai gândi la treaba persoană și nici tu. Ce cu unde? A, eu nu vreau să mă gândesc. Nu, mă gândesc la asta, nu vreau să mă gândesc. Tu ce cu? În cine? Cine e a treia persoană? Sau a doua? Sau vezi, te gândești dacă că te Emanuel, gândești să-l vezi fata. Dacă e Emanuel în față... Eu Emanuel? Tu și Alexandra. Nu, Alexandra. Fata, să vedem care pleacă din ei doi. Stai așa, mai repede, cine o să fie în față? Bianca, Alexandra și Emanuel. Oho. Bianca, Alex. Eu o să plec dacă ea să fie Alexandra în față, da, 100%. Dacă m-am votat și mine la voturi? Nu știu ce să zic. Și cine să fie gen Emanuel? Bine că eu oricum mă gândesc. Andrei? Dar pe Andrei nu l-aș da afară. Sincer. Dar cum mi-e frică dacă știi tu ce cu... Stai, fata, stai! Vezi, Bianca, m-am gândit la tine, vezi? Eu m-am gândit la tine, dar celălalt, s-a nu s-a gândit la mine. Ea vrea să plece, ea săracă, dar pe tine nu poți vota. Nu știu. Nu cred, nu. Auzi, eu stai că nu m-am vorbit așa. Fai, Doamne. Da, hai să te mai super. Vezi că în gală îi dau vot lui Xenia pentru lider. Mamă, nu mai vorbesc cu tine, du-te dincolo, te rog. Da. Bine, dă-i. Deci ai vrea să-l protejezi? Așa, ai vrea să-l protejezi? Nu? Da? A. Ce băiat nou? Cine să-l protejeze? Pe Andrei, pentru ea. Nu, nu are sens asta. Da, cred că n-are sens pentru că nu, nici 20% nu vrea. Nici el nu a spus că vrea ceva cu mine, nici eu nu a spus că vreau ceva cu el, deci aici chiar nu contează. Dar și dacă ți-ai petrece mai mult timp cu el, ar urca. Dar el are farmecul ăsta lui, dar eu nu vreau să cadă în plasă așa. Și normal că el știe cum să mă iei, cum să vorbească cu mine, chiar și la masă ieri cum vorbea cu mine. Nu știe omul. Cine știe ideal de mine câte o avut, adică... Și normal că el știe cum... Și cumva să vină să facă treaba asta aici, pentru emisiune, nu? Mm-hmm. Acum. Dar și nu doar de asta. Plus că de la început a schimbat ideea cu ăsta așa. Dacă ea spunea da, era cu ea, ce? Bine, nu, că eu cred că dacă, știi, mai rămâne și el și rămân și eu, mai mergem așa unul pe lângă altul. Dacă a fi să fie, va fi. Dar dacă nu, ce, stau să mă gândesc la asta? Nu am nici el, nu s-a îndrăgostit sau spui, știi, din prima, cum spui, că simți ceva pentru persoana respectivă și nici eu. Eu din prima l-am pus la distanță, adică nu știu. Da, că ai văzut unele lucruri despre el, da, atunci și-a făcut altceva. Da, nu, nu se știe.
Cât mai rămâi tu, cât mai se apropie gala, frate, nu e de... Ei, se apropie, mâine, Kinga. Se apropie. E mâine. Mâine. A, mulțumesc. Sorin! Te-abia aștepta, Bianca, să mergi în casa ta. Hai, Sorin, că nu că bea Bianca de tine, măi. O să ocup prea mult spațiu aici, în casa noastră. Îți dai seama. E singurul cuplu, Bianca. Înțeleg. Ei trebuie să... Vă protejăm. Nu știi, ca să fiți mai mult timp împreună, nu trebuie să vă vedeți. Vedem mai cât timp mai stăm. Cine știe? Chiar fiecare zi. Face două. Ieri s-a văzut. De mai multe ori. Am văzut că și tu când erai cu Adrian. Da, nu chiar în fiecare. Vedem cum ne înțeleg. Nu știu ce. Da. Dacă nu mă trimiți cu geamantanul la Cluj. No, o să ți-l fură ăsta să crezi că e ăla și... Dar eu crezi că nu știu cum arată ăla. Stai altfel. Da, că nu sunt la fel, că la e... Păi toate sunt diferite. N-am niciunul la fel. Lari, de unde l-ai cumpărat? De unde ești tot cumpărat? Nu-ți spun. Azi, Lari, că știi. Nu-ți spun. Îl spune Lari. Și l-ai pierdut. Mă gândeam. Vreau să văd dacă ai încredere. Pupici. Crezi că l-am pierdut? Nu, nu. Eu sper că... Nu, nu. Sau crezi că nu l-am pierdut? Nu, nu. Nu cred. Dar să lucrez asta. Să lucrez. Deci încă sunt transpirat de la fratelele astea. Ior. Nu, te-am pus. Nu m-ai simțit, adică nu pun. Dar nu s-a lucrat dacă sunt... Dacă am transpirat... Îți am atât. Pe aici sunt tot. Pe la coaste, pe aici. Un. Dar cum te-ai ascuns tu aici? Să mă sperii tu pe mine din nou? Nu, 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 eu am venit. Au, cum mi-i spate. Ce are? Nu scuva. Stric rujul cap. Nu. La un date. Poate. Poate. Mă mai gândesc? Am. Ăștia ce fac? Când vorbesc acolo? Când aici? Da, voi sunteți împreună sau se probau? Nu suntem oficial împreună, ne? Colegi. Trebuie ca la 12 ani cu vrei să fii iubita mea. Da. Și când ai de gând să pui întrebarea magică? Mai așteptăm un pic. De ce? Păi tu ce faci, mă? Te pup cu ea și poviște, ștergi de ruj aici. Eu în viața nu mă ștergi de ruj de la Xenia. Care e problema ta? Cum te ștergi de ruj de la fata aia? Așa mult îți place tăia? Tu ești patinat, mă, la cap. Bă, te ștergi pe gură, adică nu văd. Păi da, și care e problema? Păi și cum te ștergi, te pup cu ea și poviște, ștergi de aici? Uite că nu-mi place cu ruj pe buze, nu-mi place să-mi sadă buzele roși, roz, na. Păi spune-i asta. Are buzele roși. Știe asta și fix asta am spus acum, sus. Care e problema? Mă șterg unde vreau și când vreau, frate. Eu cred că nu-ți place cum sărută. Stai tu ca femeie de cu ruș pe buze atunci. Păi, frate, eu vreau să insinuezi că m-am șters, că nu vreau să sărut sau că mi-e scurt. Nu, a zis, a și zis că el crede că nu-ți place cum sărută, nu? Sau ce ai zis? Da, sau că nu-ți place de ea. Păi da, de ce te șterși pe bură? Că sărutai tu acolo în direct. Ca un pește îmi pune pe care. Mai fii așa respingătoare cu mine. Eu chiar te plac, pe bune. Nu fii așa. Nu mai fi așa. Că după aia îmi pierd interesul de tine și nici nu mai vreau să te cunosc. Nici nu mai vreau să vorbesc cu tine. Păi ți-am zis, uite, uf. Ai zis că vrei să-mi dai un pupic pe buze. Tu crezi că un pupic pe buze e așa degeaba? Ți-ți place așa? Nu vreau doar să fiu așa jucăios cu tine. Vreau să fim și așa mai drăguți. Unul cu altul. Stai pe bune. Eu ți-am zis cum stă treaba, Emi. Da, uite. Cred că... Eu nu pot să cred, deci fii atent, și băieții vezi când mi-a zis că e atracție față unul de altul, știi? Eu cumva dar sunt ăla care... Dar de unde știu băieții ce simt eu? Pentru că au zis că nu te-a văzut niciodată cum te-a văzut când ai fost cu mine. Și știi care e ideea? Că na, poate să fie și o Caterinca sau ceva, dar vorbind așa într-un mod mai serios, cum se zice, eu cred că e genul ăla de persoană care e foarte sinceră, de-aia zic că nu poți să fii falsă, dar cumva ești, cum se zice... Cred că te reții de te arăta pe tine adevărat la unele chestii. Adică probabil ți-e și frică să te deschizi sau ceva de genul și probabil din chestii tale din trecut, înțelegi? Dar te înțeleg.
îmi place, nu râde, că vorbesc serios. Și zic că, nu știu, ar trebui să încerci, știi? Să vorbești cu cineva și dacă chiar ai atracție, nu neapărat una din mine. Na. Dar dacă îți place de cineva sau ceva, așa, nu te reține. Că, na, eu crede-mă că nu o fac pentru show sau ceva. Că ai văzut că n-am avut nicio atracție față de altă fată. Și chiar îmi place vibe-ul nostru, ale jur, deci chiar mie îmi place. Mie îmi place cum râdem și cum glumim, știi? Jur, acum eu sunt bun, că m-am arunc și în cap, fac toate nebunile, ești prost, așa fac toate căcaturile mele. Dar le fac așa, că de drag, știi? Mie chiar îmi place. Ți-am zis și mie îmi place de tine ca băiat. Cu tine am pot să am deschiderea asta așa mai jucăușă. Pe care nu pot să am față de ceilalți băieți din casă și pe... Da. Așa. Doar că ți-am nu vreau să-ți faci speranțe false pentru că nu simt nimic mai mult decât o conexiune. Nu, așa o joacă între noi. Plus că ai fost drăguț și m-ai tras de codiță. Și nu mi-a plăcut chestia asta. Ok. Așa. Și ești prea agresiv și agitat. Dar tu știi ce vrei în emisiunea asta? Te întreb așa. Adică tu crezi că o să fie un băiat, ca să înțeleg și eu, înțelegi? Nu știu ce eu să nu... zic. Na, înțeleg, eu mi-asum că una alta, că mi-a început să-mi placă de tine așa ușor. E bine că mi-ai zis chestia asta și m-ai avertizat, că de-aia nu pot să te fac falsă, pentru că te-ai comportat într-un mod sau ceva. Dar eu cred că nu pot să ascunzi faptul că, gen, și tu te reții. Adică ai o atracție, dar te reții din a continua chestia asta. Nu cred, nu prea mă rețin așa, decât în cazuri mai speciale. Nu cred că e cazul aici, nu vreau să te rănesc sau ceva. Dar nu mă rănești, dar cumva nu gen, mie se strică vibe-ul, că când văd că mă înțeleg bine cu o persoană, eu nu vreau să pun deja un punct, știi, la o chestie. Dar nu punem puncte, adică noi putem fi prieteni și în cazul în care mai târziu, nu știu, ne apar mini și sentimente mai profunde sau nu știu, păi, se întâmplă ceva, se întâmplă. Ale, ascultă-mă, eu nu zic acum să apară sentimente și să fim gata și să facem că mamă, suntem cuplu sau ceva, nu mă interesează chestia asta. Eu vreau gen să înțeleg dacă ești dispusă, înțelegi? În cazul în care vreau, o să simt, da, sunt dispusă. Aia zic, aia dacă nu o să simt, nu o să simt. Păi tu mai ții minte cum ai zis tu prima zi, că eu nu o să mai pot să am nimic, așa, așa. Știi, tu ai pus imediat niște bariere, care sunt niște chestii care, nu știu, cumva cealaltă persoană nu că își face speranțe, dar zice direct că, bă, gata, aia e, știi? Adică să-mi dau, și vreau să te întreb o chestie, eu dacă aș cunoaște altă fată și m-aș interesa de ea sau ceva, na, pe tine zici că, na, nu, cu sentiment sau ceva, probabil nu te-ar afecta. Dar nu ai trăit cu regretul ăla că cine știe cum ar fi fost cu acea persoană? N-ai mai întâlnit așa ceva? Că eu chiar mereu am întâlnit chestia asta, să știi, să fiu cu o persoană și, nu știu, să se închidă dintr-un motiv, din altul sau ceva și după aia să mă gândesc și să mă gândesc, bă, cum ar fi? Să fiu tras de mai multe ori de codițe pe fata aia. Să fiu mai așa nebunatic. Nu, mi s-a întâmplat doar de 2 ori în 19 ani, deci nu cred că... Acum hai să fim sincer, că după o săptămână, două, ar fi exagerat acum să vorbim despre chestii de genul sau ceva. Asta zic și eu. Dar mi-mi place să crești și să, nu știu, să văd ceva într-o fată. Specială. Credul. Nu neapărat. Naiv. Nu-s fraier. Nu fraier, naiv. Păi dacă te ștergi... Da, m-am șters, frate. Da. Ai făcut așa un... Întreabă unul, zic, oh, te ștergi pe buze. De ce te ștergi? Uite că nu-mi place mie, și are și un gust ăla, e seama, nu-mi păi place, frate. Păi spune să-ți mai dea de loc el. Adică ce vezi să-i zice, George, că nu-mi place gustul Mariei? Că-ți place gustul lui ei? Păi serios. Poți să crezi ce vrei. E aiurea. E fix părerea ta. N-ai pățit niciodată în viață să-ți rămână ruși pe buze să nu suporți? Rămâne un păi, frate, gust, dar suc, zici, ceva, odată îți rămâne, a doua oră îi spui. Frate, te mai da cu rujul ăla, că te mai pup, să vor dacă te mai pup. Dar mă, nu-i vorba de aia, bine mă, că tu, e normal bine să ai ruj. Tu, după ce că tu primești pupicuri în rate, te mai spui că nici nu-ți place. Cu dobândă. În rate primesc un. Față de cum ai făcut tu mai bine așa, frate. Am primit 5 minute, 10 minute. El a dat cu dobândă în avans. Mi-a dat cu avans, puteți să-i mai dau eu. Păi ăsta a pupat într-o jumătate de oră de pot toate emisiuni. Ăsta o dat la pupic, cu dobândă. Cu dobândă, da. Să-i mai dau eu înapoi. Ăsta are de vânzare. Ți-ai dat în rate, da, dacă mi-ai și spui că nu-ți place rujul, o bagi în spital. Eu cred că așa e normal, frate, nu stai toată ziua bot în bot și... Cum așa? Așa. Rate? Da, rate. De ce mă rate? Că se văd și se pupă. Radule, nu ca tine că ai dat 322 de pupici într-o jumătate. Ce 300? 3.929? Păi,
Puteam să mă duc la concurs. Ce hai, bă, cum dau ea hot dog și tu așa pupai pe fata aia? Ți-am zis, ești undeva în cartea recordelor ceva. Cel mai lung pic televizat. M-am gândit să-mi fac și eu cercet pe tot. E fain? E fain, da. Eu vreau să schimb. Ai avut și septum, dar tu ești cu din astea, rasta sau ceva? Neapărat. De unde e stilul ăsta? De unde e stilul ăsta așa? Și de ce te... nu știu. Nu știu, îmi place. Îți place să fii diferită, să fii așa mai nebună, să tragi atenția. Nu neapărat, dar nu fac să atrag atenția. O fac pentru mine, că îmi place mie, da. 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 Ești fain, ești foarte drăguță. Chiar nu-mi place de tine, dar... Ghinion. Pare rău. Mă duc. Hai că te conduc. Uite, mi-a dat lacrimi în ochi. Te-ai văzut fix, fix în ochi mi-a dat. Ce fain e ziua asta! Bro, am rupt, sunt cel mai tare. Te suport de ție. Nu mă face nimeni pe mine. Viitor, cel mai șmecher. Ce ai transpirat? Haide, haide, fato. Hai, cowboy. Mamă, deci ești foarte... Au. Ăla-i umărul. Au, ce mi-a dat. Hai, hai, te rog, hai să conduc fata. Spre, spre... Așa o conduci tu? Michel își face singur. Spre rai. Adică, ce să nu știu. Ce ți-a venit, mă? Lasă, e ok. Alexandra, ce a câștigat Scandalberg între tine și Stinga? A vrut să bea apă. A, și da. Și când dacă... E, dacă bag... Alexandra, cine a câștigat Scandalberg între tine și Kinga? Maria. Între tine și Kinga. Ca atunci am instalat conexiunea. Mai aveam un pic și... Mie, și zi, nu... mai dat peste pahar? Nu i-am dat peste pahar. I-a căzut, deci nu știu cum a băut, i-a căzut apana, voi da, a sărit. A sărit în sus și a intrat fix. Ala, aia au fost o lacrimă, știi? A sărit așa, nu e mult. Ce stângăci, nu mai nu. Azi da. Ok, simpatic. Zic cu fata asta doar să zic. Prima fată care vine, asta o să și la Bianca, am întreiat-o acum, cum te vezi în următorii 5 ani, știi? Pentru că vreau să știu dacă își dorește, nu așa... Hai că se distrează fata asta pe seama ta... și-a luat jucărie. Tu ai dorit spatele meu? Nelule. Ești primul băiat cu care se înțelege. Deci da. Ești șmecher, bravo. Nu mai reuși nimeni. Ce ai reușit tu? Vezi, a zis atunci, încearcă mâine, pui mâine. Ce hai te mai încercați și... A, ce ești trist acum? Ce zonă? Mă, a plecat și ești trist? A, da. Bă, ascultă nu aici. Cred. Mai este până la sfârșitul sezonului, poate reușești eu. Dar nu neapărat că strâi sau ceva, dar gen, îmi pare rău, gen, că are dreptate când zice asta. Ce? Mi-a zis că credul. Că ești credul? Aoleu, trebuie să cânăm. Nasol. Dar ți-am zis să joacă cu tine. Hai la psihologie aici, hai în partea asta. Ești depresie. Hai, te rugăm. Ești depresie. Hai aici la Didi. Pune-te aici lângă noi. Tații tăi. Stai, stai. Hai. Nu, că unul e îngerașul și unul e... Unui demon. Deci, cine a câștigat? Niciunul momentan. Niciunul, da. Că suntem între... Trebuie să faci ce simți. Nu, ascultă, te rog frumos. Tu ești un suflet curat. Nu o să ai nicio șansă. Trebuie să ai încredere în tine. Ești prea credul. Emanuel. Dar până acum două minute. Trebuie să ai încredere în tine. Uite încearcă că sunt în albine în albastru. Încearcă să fii bărbat. Emanuel. Încearcă să te impui. Încearcă să nu fii joker. Bărbat nu înseamnă să nu... Să nu iubești fata, Emanuel. Ce picioare ești, chistixuri. Ăsta e apostol ceva să-i dorim. Da, nu, are dreptate pe chestia asta, chiar da. Ce? Crede-mă că, în, mai, că... În glumă, mai în glumă, așa mai în neglumă ți-o aruncat-o, că ești cam credul, în sensul că nu, dar nu mi-a zis în glumă, am vorbit foarte serios cu ea. Nu, ea se joacă. Bă, dar voi să nu cazui? Păi că chiar se joacă, se joacă, cum chiar se joacă? Că asta ea chiar se joacă, și ce se joacă. Da, știi ce urăsc? Și se simte bine în prezența ta, da, n-am zis că nu. Dar știi ce urăsc? Știi ce urăsc eu? Că când vine vorba, uite, eu am și zis, am zis, hai că noi glumim și râdem și așa, dar când vine momentul să fim și mai serioși, ajută-mă, te rog. Mai rupt cu la bariera. Când vine momentul să fim și mai... Păi dacă m-am aruncat și când vine momentul să fim așa mai serios, gen, vreau să văd dacă ești în stare, știi, și tu să vorbești cu mine. Nu se poate, ce ți-am zis de la început? Ce ți-am zis de la început că nu se poate? Asta îmi pare rău, știi, că cumva, gen, încercam să am un dialog peste, știi, Caterinca sau ceva, dar nu se poate. Ți-am zis de la început, o pot sinceră, că nu se mai deschide, nu se poate deschide. Radu, pot vorbi cu Xenia? Oh. Pe conexiune sau deloc? De ce? Bă, mă, ții tu? Nu. De ce?
Da, învață-mă, Sorin. Păi e simplu, poți să încep și de aici, direct de jos. Un picior tot timpul țin spate. Dați conexiune. Păi dar tu te arunci. Vă rog. Bună, fetelor, unde e Xenia? Aici, aici. Ai cerut conexiune? Da. Nu, am cerut să vin la tine și nu mă lasă. Mi-a spus să vorbim pe conexiune sau deloc. Nu mă lasă să vin să te văd. Ce faci? Ce faci, albastru, frumușico, cu ochii verzi, zâmbitoare? Ce să fac? Stăteam cu Lare și cu Kinga. Eu! Unde stăteai? În grădină. Stăteam cu Lare și ce vorbeați? Lasă-i, mă, să vorbeam. De stilul vestimentar al Kingei. Am înțeles. Azi că vrea să se schimbe. Ești mai bine azi? Da, mult mai bine. Da? Și eu am stat aici azi puțin cu băieții, dar voiam să vin să te iau puțin în brațe. Da, și eu nu te-am văzut deloc. Să vin. Să simt și eu parfumul, să mă sclipice și pe mine puțin. Să-ți dau din sclipiciul meu. Ai sclipici pe tine astăzi? Am, dar foarte puțin. De ce? Nu mai ai cremă? Ba da, dar de obicei îmi pun pe picioare. Și după picioare se ia pe mâini? Da. Îmi prea ciudat așa, nu-mi place. Poftim? Nu-mi place așa. E ciudat. Pe conexiune? Uh-huh. Mă simt odeh cu grație, la jur. Și nici măcar nu suntem pedepsiți. Da, dar n-am făcut nimic ca să fim pedepsiți. Cumva eu am avut impresia ieri că astăzi, realizând de fapt niște chestii, mi-am dat seama că ieri, pedepsindu-mă pe mine, puteam să te pedepsesc și pe tine. Așa, e involuntar, adică nu... Păi, dar și eu m-am supărat mai tare că a venit Larisa și mi-a zis că ești supărat și că stăteai într-un colț. Dar și eram supărat pe mine, știi? Și tu poate aveai impresia că sunt supărat pe tine și cumva îți transmiteam și ție starea, tu n-aveai nicio vină. Și invers. Chiar, pentru da. Că și eu ieri, când se făcuse la un moment dat conexiune, mamă, ce frumoasă ești, și eu eram în spate aici și era pe canapea George, Sorin și nu mai știu cine era, vorbea cu fetele. Și ți-am făcut și ție cu mâna, nu mi-ai răspuns deloc atunci. Păi zic, ia uite mă, zic și ea e supărată pe mine. Acum mi-am dat seama că și știi tu care ești. Care e chestia? Că eu nu văd la distanță. Stăteam acolo și nu vedeam unde ești. Serios? Am ochelari în fară. Dacă nu pot intra cu ochelari, nu văd. Și era mâna lui Ionuț când era conexiunea acum ceva timp. Hai, și... hai că și eu sunt chiori. Am crezut că tu ne ești. Ne vedem ca chiori. Cam în doi sunteți. Am crezut că tu ești. Era mâna lui Ionuț și am crezut că tu ești, că nu vedeam la distanță. Uite, nu te-am întrebat o chestie. Care este primul lucru la care tu te uiți la un bărbat? Uite, nu te-am întrebat o chestie. Care este primul lucru la care tu te uiți la un bărbat? La ochi și la zâmbet. Foarte mișto. Da, mă întrebai într-o dimineață și tu. Ești ordonat? Da, da, îmi place. Da, am văzut când a fost în cameră, dezastru. Bă, ce? Nu mai mânca borș. Că nu e minte, serios, mi-e foarte ordonat. Uite, o să fac live diseară, ispre pentru tine. Și o să, când o să fac live, când o să intri tu pe live-ul meu, o să-mi filmez camera. Da. Și dulapul, serios. Să vezi. Dar cum acum mergi acasă și faci curaj și după aia filmezi, las că știu eu. Nu, dar serios, îmi place să am... Și le pui pe culori și așa și după aia, uite ce curățenie am făcut eu. Nu sunt nici chiar așa ordonat, nu te gândi că am hainele sortate pe culori sau pe așa. Eu gen, pun tricourile pe care sunt de filmare, le pun într-o parte. Tricourile de acasă sunt o parte, cămășile nu le calc sau... Nu te gândi că sunt chiar la dungă, dar nu le-am nici văr răbăște pe în cameră, știi? Mhm. Încălțămintea frumos curată, că-mi place să am încălțămintea curată și așa. Blugi la blugi și așa mai departe. Foarte ordonat tu. Ordonat așa, de ca bărbat. Nu pot să fiu ca femeie pe culori, pe... Las că sunt eu. Ești ordonată? Da, așa, la linie, tot. Călcate, așa, împachetate frumos la... A, ce-mi plăcea discuția, bă. Pe când te obișnuiești așa? Da, așa faceți mereu, deci băi, și când mă duc la ea în casă și stau acolo de vorbă cu ea, când, bă, când e mai bine când și... se prinde discuția, nu tai... Și am început să discut ceva interesant cu Nicoleta acum, când am venit. Bă, dar nu era mișto discuția mea?
Nu mai, acum nu te mai auzi la sfârșit. Pentru tine era. Bine, acolo ai cam exagerat un pic cu ordinea, cu... Hai mă, că sunt ordonat ca bărbat, nu sunt ordonat ca o femeie să am totul în strună. Nu-mi place să am așa, nici n-am chef să-mi fac mereu așa. Eu sunt mai ordonat ca multe femei. Da, mie nu-mi place, nu. Și eu sunt ordonat. N-am răbdare să mi le fac, recunosc, nu-mi stau să încalc tricouri acasă. Și asta sau... depinde, na, de stări, că este când... Și acasă la mine recunosc, mi le făcea mama. Ceva, știi? Depinde chiar mi le făcea mama și curățenie și hainele sau sorme. Mie nu mi le făcea nimeni. Hainele l-a spălat de un spăl de când, eu mi le întind, eu mi le împătur. Eu îi dădeam soamea 20 de lei și încălca hainele. Eu, cu mâna mea de ani buni încoace. Și mama, zic, cum zici, Bianca, că mi-l bagi pe George al treilea, dacă câștigi. Nu, fată, dar ziceam de era ea. Era vorba dintre George și că era Emanuela. Pentru ea, le-am întrebat-o, dar spune să spună tot. Păi nu mi-a zis atâta, mi-a zis. Am spus că poate, dacă uite, Bianca... Eu de exemplu, dacă stau să mă gândesc, eu dintre George și Andrei, pe cine ar vrea să țin eu în casă, care cât de cât, ar fi Andrei. Dintre George și Andrei, dacă ar trebui să pun și o a treia persoană. Așa. Dar bine, că George oricum nu cred că iasă. Dar zic eu așa, cum să-i zic. Nu, fată, dă-mi voie să-ți explic, să spun cum a fost problema. Am spus că dacă în față să fie un băiat votat și Bianca, pe cine ar vrea ea ca să votez? Să-l trimit în față. Păi ai, eu le-am George. Mă gândeam care mai puțin votat, că am întrebat fetele. Care Emanuel să fie în față, zice. Emanuel să fie în față, să fie așa. Bianca, gen. Și da, posibil Andrei. Dar eu dintre Andrei și George mai mult aș ține pe Andrei. Dintre ei doi, știi? Deci de ce credeți că George n-ar avea voturi? Eu știu că sunt voturi. Eu știu, dar ea au zis doar adică de o posibilă... Adică tu ai dat într-un posibil cuplu pentru Andrei. Fata, stai un pic. Noi ne-am gândit numai cum, stai, că n-am nimic. O gândești, dar... Eu mă gândesc că și Andrei ar aștepta să vină o fată. Da, eu înțeleg chestia asta, dar eu când eram în locul vostru, mă gândeam la voi. Știu, dar că nu gândeam într-un cuplu, dar nu de că noi am discutat doar. Să nu ufti. Oricum o să știi voturile noastre. Nu e ca și când tu acum chiar o să-l votăm care va fi. Nu, dacă ai idei, adică de ce faci asta? Eu nu fătesc. Dă-mi mine atunci mai bine, nu o să fie. Dă-mi mine, dacă vrei să pui a treia persoană, dă-mi mine. Nu, 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 Tocmai era o voră, era... Bă, dar nici ca idei, cum să te gândești la asta? Adică dai într-un posibil... Fata, la un moment dat o să fim tot cuplu în cap. Da, ce până fapt? Atunci, până nu, atunci, n-am... Atunci, nu o să comentez. Ideea mea a fost alta, ideea mea era alta. Atunci n-o să comentez, vă promit că nu o să comentez. Le-am întrebat fete înainte, care dintre credeți mai puțin, George sau Andrei? Bun. Și întrebată pe Bianca, dacă tu o să fii în față, pe care băia vrei să-l duc în față? Și-am întrebat, pe George? Tu te înțelegi cu Bianca? Da. Am vrut să văd dacă mai ține cont de prietenie când e acolo în față. Asta a fost ideea mea. Și acum văd că domnișoara ți-a spus ție că votez eu pe George și nici încredere în ea nu o să-mi am de acum încolo. Eu doar vă testez când am pus niște întrebări. Oricum nu votam pe George, ai știți că George e ok. Dar nu, dar că ai înțeleg chestia lui, asta am zis și tu, Maria. Nu înseamnă că dacă tu ai acum un posibil cuplu, trebuie să vii să ceri la fiecare dar de ce vrei să văd, de ce, de ce, de ce, de ce. Eu întreb pentru că e tot dreptul să știu. Știu că e tot dreptul. Tu, poți să ai toată liniște de pe această lume, că eu nu înțeleg. Nu, mă refer, decât să dai în el, dă-mi mine. Și nu am de ce să mă supăr. Fata, stai calmă, că nu, au fost numai așa că ne-au venit nouă în cap. Și eu, știi foarte clar că și eu data trecută în gală, între Grațiera și Ode, eu n-am putut să stau în cuplu, eu nu vreau să dau în cuplu, că de-aia sunt cuplurile în casă să fie păstrate. Numai că vorbeam noi atunci, la un moment dat, și eram între ei doi. Ca idee, să dați în el. Da, fată, stai calmă, că nu dă nici în tine, nici în el. Adică, să rămân eu fără el aici, mai bine plec eu, asta e ideea. Da, fata, stai, nu plecați niciunul. Da, adică mă uftic așa, că eu mereu am ținut cont când a fost zis ceva, știi? Eu și aia, toată chestia că am vorbit și noi acolo, nu înseamnă că nu că vai că eu aș face cuplu, vai că nu știu ce că sunt emisiuni, că nu-mi ideea asta, că o să am zis. Auzi, da, când s-am și eu cuplu în casă, o să țineți cont. Da, eu n-am ținut cont, Kinga. Bă, gândeam la mai multe Kinga, dar n-am ținut cont de fiecare dată când mi-ai spus. Dar nu fata, oricum îl votam pe George, că mi-e drag. Eu am văzut ce l-ai votat așa atunci ca lider. Mi l-ai votat după că am aflat că l-ai votat. L-am ce, votat, oricum l-am da, votat. Da, după. După, nu în gala tot ce l-ai scris. Uite, îl votezi și acum. De cine s-o crezi o sfânt în emisiunea asta, nu înțeleg. Ce? Trebuie să accept neapărat o părere? Nu trebuie să accept, n-am zis că trebuie să accepti. Păi și nu trebuie, n-am trebuit să te aprinzi. După percepția lui Kinga, ar trebui să stea toate fetele și băieții să vină pentru Kinga. De ce ai să discute acolo în momentul de față, să faci strategii? Tu ca fată, tu dacă nu-l provoci pe ăla, nu are ce să zică. Cu mine băieții de ce n-au avut nicio treabă, nu că țin cu ei. Sunt fete care stau acolo și... Mă enervează Larisa asta, bă, frate, bă.
Ce că vrea să plece? Unul dintre noi, unul trebuie să cedeze. Noi hai să așteptăm să cedeze unul dintre noi. Legiunea supremă, nu? Zice el că o are și o deține. Moare de ciudă că o votez, săraca. Haroai, tu ar trebui să tai să nu jignești o femeie. Nu-l înjuram. El a început prin să mă jignească. Doamne ferește, nu ai văzut cum și-o cerut scuze pe falsitate ieri? Ce ți-am zis, bă, că minte în față? Eu vreau să vă rog din tot sufletul meu. Deci, fără tine, te rog, du-te acolo că vin după aia la voi. Please. Deci vreau să vă rog din tot sufletul meu să mă votați pe mine. Dacă eu nu mai am cuplu, ca să mai vreau să stau. Nu mă mai împac cu unul, pentru că ne-am despărțit odată. Eu vorbesc, dar ea nu mă ascultă. Eu n-am nicio autoritate. Voi știți ce problema a fost cu noi doi? Știm. Păi și atunci? Dar acum? Tu nu contează, dar acum ce s-a schimbat? Ea nu mai face asta. Păi de unde știți? Cine s-o crezut sfânt în emisiunea asta, nu înțeleg. Ce? Trebuie să accept neapărat o părere? Nu trebuie să accept, n-am zis că trebuie să accepti. Păi și nu trebuie, am trebuit să te aprinzi. După percepția lui Kinga, ar trebui să stea toate fetele și băieții să vină pentru Kinga. De ce aia să discute acolo în momentul de față, să faci strategii? Tu ca fata, tu dacă nu-l provoci pe ăla, nu are ce să zică. Cu mine băieții de ce n-au avut nicio treabă, nu că țin cu ei. Sunt fete care stau acolo și... Mă enervează Larisa asta, bă, frate, bă. Ce că vrea să plece? Unul dintre noi, unul trebuie să cedeze. Noi hai să așteptăm să cedeze unul dintre noi. Legiunea supremă, nu? Zice el că o are și o deține. Moare de ciudă că o votez, săraca. Haroai, tu ar trebui să tai să nu jignești o femeie. Nu-l înjuram. El a început prin să mă jignească. Doamne ferește, nu ai văzut cum și-o cerut scuze pe falsitate ieri? Ce ți-am zis, bă, că minte în față, mă? Eu vreau să vă rog din tot sufletul meu. Deci, fără tine, te rog, du-te acolo că vin după aia la voi. Please. Deci vreau să vă rog din tot sufletul meu să mă votați pe mine. Dacă eu nu mai am cuplu, ca să mai vreau să stau. Nu mă mai împac cu unul, pentru că ne-am despărțit odată. Ce știu un pic cu Laisa? Eu vorbesc, dar ea nu mă ascultă. Eu n-am nicio autoritate. Voi știți ce problema a fost cu noi doi? Știm. Păi și atunci? Dar acum? Tu nu contează, dar acum ce s-a schimbat? Ea nu mai face asta. Păi de unde știi? Hai, fripta. Hai să jucăm piatră, hârtie, foarte ce pe lovituri în palmă. Dai friptea, hai. Cu liniarul. Hai, Manule, hai la friptea. Hai, piatră, hârtie, foarte. Hai, Manule, cum îi cheamă? Toți. În prietenul lui, da, hai. Toți. Hai. Mamă, ce... Mamă, ce... Mamă, mână. Care renunțe, renunțe. Am stat la dreapta. Mamă, dar m-am nimerit între lopeți, frate. Hai, de nou. Anche. Asta nu-mi place. Dar ce, tragi mâna? Nu se trage mâna. Nu. Trebuie să ții mâna acolo și până... Mamă, dar eu nu m-am nimerit bine. Vreau să-l nimerești. Ba, el ține mâna, nu trebuie să... Nu trebuie să oferești? Ba, da? Nu oferești. Nu trebuie să oferești, stai aici și când zici au, ai pierdut. Și cum, eu te dau de nebun. Da. Dai odată, nu dai de... Dai părând, dăm încercă. Ne schimbăm între noi. Uite, dăm odată o tură... Și eu dau la el, el de la tine, el de la tine. După dăm odată o tură, fac ei doi. Dar nu era să-l prinzi, gen, așa. Ba, îl prinzi, dă-i. El poate să se ferească. Dar nu trebuie să te ferești. La tura 3 cedează. Nu îmbrăcă mi de face pe om, dacă eu mă îmbrac cu perechile, auzi, dacă eu mă îmbrac cu blugi așa lungi, cu tot în cap, asta nu înseamnă că sunt o sfântă. Știu, dar cine a zis treaba asta? Că toată lumea zice în emisiunea de sfântă. Cine s-a crezut sfântă în emisiunea asta, nu înțeleg. Nu, acum ziceai că de îmbrăcăminte, că am spus okay, m-a pentru că... Haina nu îl face pe om, dar am zis, și părerile trebuie să, atunci să le respect. Bun, da. Dacă zice un bărbat și care avea ajuns în casă... trebuie să accept neapărat o părere. Nu trebuie să accept, dar n-am zis că trebuie să accepti. Păi și nu trebuie, dar trebuie să te aprinzi. Cam atât pentru azi, stăzi, mulțumim, vă așteptăm. Uite, ai spus că Andrei ar merita să stea mai mult decât George. Eu am zis că ar merita să fie o fată pentru el, eu la aia mă refer. Concurenții noi care vin ar merita și ei o șansă să vină cineva pentru ei, zic. Pot merge până la Radu. Dorm aici. Pot merge până la Radu. Da? No. Îți ție asta, da sau nu? Nu? Nu?
hai că prima dată ai luat, că atunci și tu ai făcut scandal la început. Era 50 de milioane și... Ei, asta de să facem scandal? Da, săptămâna trecută n-ai făcut niciun scandal, aia e chestia. De-aia vreau să vadă și nu, tinele, poate, măi, trebuie să faci scandal, ceva, n-am făcut scandal. Trebuie să faci ceva anume ca să poți să câștigi banii, știi? Nu cred că funcționează asta. Nu merge. Ei, nu, da, aia mă gândesc am și eu. Am parul acolo de... cu prea mai promo, nu l-am câștigat nimic. Eu v-am mai zbou de acasă. Se vede totul diferit. L-am dat din capul în picioare. Ce prost. Cred că ți-ai luat pedapsă. Tu nu mă auzi pe mine. Mamă, mamă. Vezi numai să nu mă enervați pe aici. Jucați-vă da, cu partea aia, să nu mă agitați. Fii băiat deștept și... Radule, vezi cum strige pe acolo, vezi că vine doar Andrei acum. Ia-mă și cerge-te, Manuel. Da, și gata cu prostii. Radule, te prind eu. Stai să vezi. Dar știi cu ce te ud? Cu suc. Nu, că se lipește. Da, da. Bă, gata, că avem la varierele, mă, și băgăm apă în da, ieri. Da, corect. Nu mai udat toată fața. Și n-ai dat mine cu apă, tu ai început. Bă, dați după aia, mai să ne uităm, bă. Ce vorbiți, fetele astea? Ia. Bărbații, nu. Ca Nicolas, ca Andrei, care își fac părere de chestii din concepțiile astea din 2000. Nu, aia e chestia. Ea făcea asta de la începutul emisiunii, aia e toată chestia. Uite, pe Dori, am trimis-o acasă pe Dori. Da, vezi? Nu știu cum, de pe ai trimis-o atunci acasă. Am trimis-o, vezi? Da, atât, a fost singura dată, că de atunci ai zis, hai de până mai... Noi să ținem fetele cu fetele, să nu mai plece nicio fată. Pe da, să plece băiatul, că și la plece mine. Nu o ținem în casă. Nu e normal să nu plece fetele, doamne, că sunt și băieți care stau de mult și nu au cuplu. Atât după percepția lui King, ar trebui să stea toate fetele și băieții să vină pentru King. Fiecare vezi că se gândește pentru el în oarecare măsură, știi? Deci ai să discut acolo în momentul de față, să faci strategii. Cam fiecare sâmbătă. Că și sâmbătă trebuie la fel discutau fetele. Bă, măcar e bine că le vorbesc, adică nu le vorbesc la hotel. Așa, și celelalte fete ce au zis? Nu zicea nimic, că Kinga vrea să plece, că vrea ca băieții să plece. Kinga o să mă voteze pe mine, Alexandru o să mă voteze pe mine. Știi cum se vede la TV? Dar nu mai trebuie să se vede la TV. Tu începi. Păi cine, fată, eu tot timpul când au fost, da, când m-am luat și eu și v-am lăsat să vă luați și de mine. Deci nu e ca și când eu am zis, eu mă iau, voi nu. Am acceptat părerele tuturor că țin mai mult cu băieții pentru că îi înțeleg într-un fel că tu ca fată, tu dacă nu-l provoci pe ăla, nu are ce să zică. Cu mine băieții de ce nu au avut nicio treabă? Nu că țin cu ei. Pentru că nu i-am deranjat de cu nimic. Asta e adevărul. Ne-am dat seama că potențialul meu nu pot să-l arăt aici, în momentul de față. Când ai cu cine? Cum vrei să arăți ceva când n-ai cu cine? Sunt fete care stau acolo și... Mă nervează Larisa asta, băi, frate, bă. Ce, că vrea să plece? Băi, ți-au zis că prea o votez. Da. Am mai întreabă o dată. Nu se voteze pe cine vor ei. Mie îmi pare rău că ea e o fată prea corectă, mă. Da. Și că de-aia chiar îmi pare rău că pleacă. E o fată chiar e numărul unu pe gândire, Larisa. E printre puținele de acolo care, uite, te spune lucrurilor pe nume și se luptă ca o leoaică. Nu că o să vedeți cât de frumos am zis motivul pentru care eu îl propun spre eliminare și cum a luat și a întors tot situația asta și a început să mă jignească cu subînțeles pe mine atunci. Eu ar fi trebuit să tac, să stau așa când îl văd. Păi e chestia că vezi, nici tu nu poți să taci, dar nici eu nu poți să tacă. Păi dacă, adică da, mă, și tu un pic, e o diferență de vârstă, Larisa, de la 30 la 19, 10 ani. Da, bă, un deceniu. Și tu crezi că el ar putea să reziste la 31 de ani mai mult ca tine la 19 ani, că nu poți să-ți dea replici, că ai toată chestia, că aici păi bă, bate-ți cap în cap. Tu îi dai replici, el îți dă replici. Și așteptăm, unul dintre noi, unul trebuie să cedeze. Păi, hai să așteptăm să cedeze unul dintre noi. Înțelepciunea supremă, nu zice el că o are și o deține. Moare de ciudă că o votez, săraca. Nu, da, dar în sens că, ok, ții cu băieții, dar poți să ții cu ei în situația cu Kinga, sunt de acord cu ei? Nu, ții cu ei absolut de acord, nu păi, trebuie ce se întâmplă în casă. Da, dar vezi că în situația cu Kinga, ok, adică aici sunt de acord, dar în situația cu ea, de exemplu, nu sunt de acord, știi? Da, eu numai că adică treaba nu și poți. Din gala am avut treabă cu ea, că ea a început iară să ia papă cu, cum ai făcut și acum, că tu te ceri la da, cameră da, și te supă. Da, mi-a unde e că nu văd acolo. Nu ne aude. Ha? Și cât ai băgat și tu, femeile trebuie respectate. Nu la facultatea pe care o ai. Dar cum s-a pus între ele? Să nu jignești o femeie. Chiar dacă, de exemplu, m-a activat el pe mine, nu îl înjuram. El a început prin să mă jignească. Doamne ferește, nu ai văzut cum și-o cerut scuze pe falsitate ieri? Ce ți-am zis, bă, că minte în față, mă? Fata, dar ea m-a enervat la masă, acolo. Înțelegi? Cu ce? Am ținut în mine.
Avea câteva figuri și Nu, cu ce? Că eu nici în momentul de față, eu m-am uitat foarte frumos la bucățica aceea. Eu cred că ai venit de acasă, nu? Că te-ai enervat-o acolo când nu mai puteai. I-ai spus lui Ionuț că îmi frică să dorm cu tine în cameră și pe mine asta m-a supărat. Păi da, păi era adevărul, nu? Am zis ceva greșit, am zis ceva neadevărat. Nu, dar n-am vrut să zic asta în emisiune. Păi și... Și tu ai spus, eu m-am supărat pe chestia asta. Tu ai venit și ai spus că eu beau că nu știu ce și după aia că tu eu n-ar fi trebuit să aduc chestia asta în emisiune, fiind adevărată, că vezi, Doamne, te-ai supărat tu. Ce am spus, cu ce am mințit eu? Că n-am mințit. Bine, cum spui tu. Am și recunoscut asta cu băutura. Bun, n-am zis absolut. Era exagerat. Ce ai zis? Era adus într-un punct... Nu am exagerat acolo. Hai, Kinga, te rog frumos, nu mă enerva iar pe subiectul ăsta. Cred că a văzut toată lumea și toate persoanele care mă cunoște cum sunt, așa că te rog eu. Băi, continui să mici și să... Deja sunt cam lăburit subiectul ăsta. Tot i-am găsut proșul, zis băieții că vreau de acolo. Ei, da, Kinga, nu te mai dar așa că am făcut. Știu eu de ce am făcut, nu mă mai... Că bea un pahar. Păi ai zis în emisiune. N-am zis. Că e consumator de mult alcool. Ai zis? Da, ai zis că mirosea noaptea, că nu știu ce. Fie un pahar de vin să bei, oricum îți miroase gura alcool. Mai ce trebuie să ai grijă ce zici, de cât bea și bla bla. Tu știi că cum am vorbit eu acum cu ea? Nu i-am zis, hai relație sau ceva. I-am zis, doar nu pun, ești dispusă să nu pui bariere în fața ta când vorbesc cu tine sau ceva și când o iau așa mai în serios. De mi-ai cerut să se deschidă în fața ta. Nu i-am cerut nici să se deschide, nici măcar atât nu i-am zis. I-am zis să zici că îi pun presiune și zic, bă, fii așa cum vreau eu. Realizez că dacă ei trei o votează, noi trebuie să votăm o fată anume toți patru ca să nu ajungă ea la vot. Dar eu pe Alexandru votez, ți-am spus. Pe a lui, da? Pentru că nu e a lui, pentru că nu-și dorește să fie cu din suflet. Pe cine votez, da? Hai să ne înțelegem. Eu vreau să votez pe Xenia, sincer. Să votăm pe Xenia? Ție că-ți bate joc de Radu? Ție că se folosește de Radu? E treaba lui, măi, bă, lua maturioară, dar nu coincid eu cu el. Vrei să vezi care e treaba, să vezi dacă ăsta, să-ți o mai lăsăm o săptămână? Pe Alexandra? Da. I-am zis că poate să facă ea ce vrea să... Nu, țineți-vă votul voi. Țineți votul, nu să voteți, Andrei, și așa. Nu să votezi pe la lista așa. Și eu cu Alexandra acum nu pot zi să... Zi pe cine vrei să mergem. Nu, faceți cum vreți voi, că ea nu o să fie votată de băieți. Atunci eu pe Alexandra mă duc. Cameră, te rog din suflet, mă lași să mă duc 5 minute până la băieți, că vreau să discut ceva cu ei. Vă rog, da? Mulțumesc. Vă pup, fetelor! Ce bârfiți, măi? Larisa, tu ești o fată, hai să vorbim. Și Radu, chiar să știi că spuneți pe tine că nu-i place că... Hello! Tu ești o fată ordonată. Nu-i place că zâmbești acum și nu știu ce. La dungă. Nu la dungă. Nu? Nu. Nici eu. Ce faci? De ce? Așa, că vorbeam aici cu băieții, cum e să-ți aranjezi patul așa frumos, că-ți căsorin, își faci patul așa la linie. Ce faci, măi? Bine. Ce faci, băieți? Am venit să vorbesc cu voi, vă rog. Ce să vorbesc cu voi? Deci vreau să vă rog din tot sufletul meu. Deci, da? Fără tine, te rog, du-te acolo că vin după aia la voi, please. Deci vreau să vă rog din tot sufletul meu să mă votați pe mine. Dar dacă eu nu mai am cuplu în casă, nu mai vreau să stau. Și așa nu mai țin nici pe Dori la București și plecăm acasă. Dar Dori nu pasă pe ce fără tine, fii fată. Nu mă mai împac cu Ionuț pentru că ne-am despărțit odată. Dori, nu-i place de tine? Nu-i place de tine? Nu cred. Vezi că ai început cu nu cred, Lari. Nu, ce nu cred? Așa ai spus, nu cred. Nu, vreau să vă cer eu treaba asta, pentru că sunt alte fete care își doresc mai mult decât mine să rămân în casă și eu nu mai văd rostul în emisiune. Pot să merg în casa băieților să-i conving să nu mă voteze mâine în gală? Să le dau niște plusuri, niște... Nu? Ok. Așa că da? Nu înainte să plecăm sau așa. Hai că vin înapoi, stai. Băieți. Ei pe primul loc. Tu o să fii șefa clasei. Realizezi că noi îți dăm cu sin? Măi, stai, eu vă zic ceva, dar am rezolvat și cu băieții. Te rog, spune. Noi convingem șefa clasei, înțelegi? Ok, dar asta e după voi. Noi patru. Convingem. Păi da, dar n-ai cum. Hai să vă rog eu ceva. M-am gândit foarte bine, eu nu cred că și tu știi treaba asta. Da? Săptămâna trecută m-am lăsat, da, o zi și eu nu să nu mă votați, să nu știu ce. Dar acum îmi doresc foarte mult să plec, pe bune. Cu Ionuț nu o să mai fac cuplu. Și știi și tu din ce cauză. Așa, poate vine o altă persoană mai potrivită decât mine. Nu pot să trec peste treaba aia oricum nici eu. Așa?
Și vreau să vă rog frumos, am 3 voturi deja, să mă votați. O să plec, vreau să plec. Dar și să realizezi că dacă ajungi la vot, așa, probabil o să ajungi cu unul dintre ei doi. Și nu, da, o să, nu, nu o să pleci. Măi, dar nu zici niciodată, ok, vreau să mă convinc ca să pot să recep oamenilor. Dar o să fim 3 care o să propunere la eliminare. Dar nu o să te scoată, da, nimeni, asta e părerea ta contra, ok, noastră. Ok, dar eu am zis, nu vreau să plecați niciunul din voi, sincer. Bun, și să spun o altă întrebare, dacă e o gală de aia fără plecare. Hai că ar fi prea, nu. De ce nu zici nimic? Ce să mai zic? Haideți, băi, să bem un suc. Și degeaba. Lăsăm la discuții. Timpul a expirat, nu știu dacă e timpul tău. Ba, da, timpul meu. Atunci nu mai bem un suc, băieți. Asta-i pup. Pa, băieți, și sper că mă înțelegeți. Mai vorbim oricum, da? Încercăm. Please. O vrea tot, ar fi milă și de Zori. Pa. Da? Măi, ce dacă încă n-am plecat? Păi știu, dar oricum nu să pleci. Mandava, vă rog, nu mai zice. Păi și dacă te votăm, cred că i-am convins. Mai convingeți și voi și pe eu, nu te rog. Eu nu mă bag. Dar nu putem noi. Hai, măi, că sunteți bărbați. Și tu zici să ne punem noi să-i convingem. Sunteți băieți. Tu trebuie. Ceau. Ceau, pa. Ce zici, Ioane? Nu știu. Că noi nu... Vrei să-i facem plăcerea? Frate, zine că se apropie momentul și trebuie să știm ce e de făcut. Da? Eu nu-mi doresc, mă, să plece, nu știu. E, nici noi nu... Și oricum cred că o să plece, sincer. Nu vrem să o băgăm la vot ca să plece dacă tu nu vrei. Fii acolo. Ianca, acum o să mergem în casa băieților. Oh, ce bine. Vai, Ianca. Mulțumesc. Uite, fata. Ele, în special astea două, votează pe cei pe care nu-i halesc. Nu votează gen obiectiv, înțelegi? Că ești ok, păi, că nu ești subiectiv. Ok. Nu e interesat că ești în relație, mă înțelegi? Îți spun eu, dacă nu eram noi, eu cel puțin să-i fie ciudă, te mazilea. Ori pe tine, ori pe Emi, înțelegi? După aia urmezi tu. N-avea cum niciodată să votezi Alexandra, că... Votează Alexandra pe Emi, înseamnă că... Măi, omule, ți-am spus, sunt în stare să fac și un pariu. Acum nu, că sunt eu. Dar dacă nu sunt eu și o să zicem că o să plec, îți fac pariu că el o să fie următorul votat. Așa a făcut cu mine prima gală. Eu am fost singurul care nu a votat-o, înțelegi? Toți băieții au votat, eu am zis, bă, Harley... Eu pe King am votat-o prima oară. Harley, săraca, n-ai tânără, zic, n-am treabă cu ea. Ce vorbești? După aia, în a doua gală, m-a votat. Nu mai zic ceva. Tu îți dai seama? Dar așa din nimic, gratuit, înțelegi? Uf, ia uite motivele ei. Ce faceți? Domnișoară, faceți strategii? Hai să zic ceva, nu? Și voi am văzut că faceți. Te rog să fii mai atentă, că nu știu uneori la ce emisiune te uiți. Ea a încercat să arunce cu ăla și după aia am arătat eu marele semn. Dar o să vezi și sper că după ce o să vezi o să-ți cer scuze. Cu ce să-mi cer scuze? Eu am spus păi nu e ok să faci afirmații pe care nu le știi. Larisa, deci ți-a luat... încercat să... Știu, ascultă. Am văzut, noi am văzut. Apărare în două cazuri. Într-un caz, eu sunt de acord cu Kinga că te-a provocat aici pe canapea, de acord. Dar Alexandra nu te-a provocat ea prima. O, doamne, i-am provocat-o pe ea în gală. Ea a explicat votul. Da. Eu am lăsat-o să vorbească, da, nu am lăsat-o. Ai spus tu câteva cuvinte după și apoi ai spus că vine votul meu. Da. Așa, amenințător. Apoi, dar când, a venit votul tău, ai spus acolo de toate. Nu, de toate. Deci ea mie mi-a zis ceva de genul... Tu nu ai fost provocat cum ai puțin. Fost provocat ba, da. De Kinga. Uite, o să vezi pe înregistrare, mai puțin răbdare. Îți cer scuze? Uite, zic pe să-mi cer acum nu în avans? Nu acum, după ce vezi. Nu, eu am venit eu cu ascult. Eu știu foarte bine ce fac. Am venit înțelegi? Să vă spun. Știu prea bine. Plusurile. Ca să nu mă votați. Gală. Deci eu îți spun foarte... Stai că îți spui după aia, lasă-mă să termin, te rog frumos, că sunt foarte nervos. Motivele deci, pentru care să nu votăm. Ea, într-adevăr, eu oricum ai cuvântul meu, că eu le-am spus la prezident, eu pe ea o să votez. Pentru că eu votez obiectiv, nu subiectiv, înțelegi? Adică ea a zis foarte clar că ea nu se poate îndrăgosti și că nu-și dorește dragoste și așa mai departe. Care e rolul ei atunci aici? Niciunul. Punct. De aia am și vrut să votez. Dar nu-i, ciudă... nu-i neapărat. Eu în prima, ascultă-mă puțin. Eu nu știi că nu o să se îndrăgostească de lași, el. Rog, ea doar nu își dorea să-i dea speranțe penibil, false. Penibil, nici tu nu crezi asta. M-au lăsat să vin la voi în casă, cu condiția, ca să vă spun motivele, de ce să nu mă votați. Eu am venit cu bună dispoziție, sinceră, nici nu am motive.
puteți să mă votați. Că nu prea m-am pregătit, să spunem, și am venit să glumim. Dar dacă așa e la voi atmosfera aici, ce Bianca, să vă fac? Vorbim pe, pe conceptul emisiunii, este printre puținele fete care ar trebui votate în casă, să se plece acasă. Nici eu și încă cel puțin doi colegi nu te vor vota pe tine. Foarte da, că bine. Ne enervăm și că facem scandalul și toate chestia asta, e normal că suntem și noi oameni și trăim momentul, dar real vorbind, nu meriți votat. Tu parcă pe mine ai vrut să mă votezi, nu? N-a cineva pe tine vrea cumva să te voteze, cine nici nu te aștept. Cumva e ca și cum eu vin în casa voastră? Da. Nu știu, mă, eu nu schimb vot, eu votez pe asta mică până iasă. Și tu ce părere ai că Andrei vrea să o voteze? Ce părere? De acord cu mine, ce părere v-ați aibă? Ce-l votează și el? El Adinaurea spunea că e dezamăgit Alexandru. Ei băieți, ia lăsați-l să vorbească. Ai tu părerea ta? Fii bărbat. Eu n-am zis că o să votez pe Alexandra și am zis și ei pe față că nu o să votez pe ea. Dar pe cine? Încă nu m-am gândit. Am zis că eu n-am nimic cu nicio fată și zic chestia asta fără nicio tactică sau ceva. Pur și simplu vreau doar să intre altă fată. Atâta tot. Nu, Radu. Bună ziua. Radu, le uite în ochii. Radu, cam aproape. Cam pupicul ăla pe gât, te-a apropiat. Te uite numai la anuiția. Da, dar eu cu Radu de mult sunt apropiată. Auzi, Radu, uite numai la anuiția ta de pe piept. Da. Bine. Știu. Cu niște ochișori. Așa, vorbeai cu el. Da, dar m-am distras. Tu vrei să o privești de aproape, ea a zis de tine că ești frumos. Aveți acum ocazia să... Și de tine am zis. Priviți ochii noștri. Dar nu e așa. Nu, am zis-o de altcineva. E mai puternic. Ești plin de sclipici pe piept. Nu, eu n-am sclipici. Ce? Nu mă dau cu sclipici. Ce ai zis, Bian? Iară te apucă. Da, iar. Ce draci ai pe tine. Da, trebuie să mă duceți la biserică, la vreun preot. Cred că o să facem asta într-o sâmbătă. Vreo 5 ore de spovedanie. Un date în biserică. Te chem la cununie. Da. Și tu n-ar fi de ajuns. Să-ți facă de alea cu... Mătrenii de la cu... toate trebuie. Exorcizare. Cu busuioc de acest, pizza. Uite ce bine stăm aici. Mai avem și ceva mai bine de știut. Ce bine stați voi aici, ce bine stați și eu dincolo. Ei, voi vă vedeți în fiecare zi. De două, trei ori pe zi. Nu știu, observ că te-ai o dușmănie așa pe Sorin. Da, nu e dușmănie. Dar nu știu ce, că mereu prinzi acolo un moment. Auzi? Dai. Sorin are nevoie de mine. De ce? Eu nevoie de tine. Da. Eu știu. Da, tu ne trebuie. Ca să ai discuții. Eu să am discuții. Auzi, dacă tu n-ai discuții cu nimeni. Nicoleta nu are cu nimeni. În doi nu aveți nicio discuție și nicio părere. Ce vă faceți? Mama. Avem discuții noi doi. Păi nu voi între voi. În general, înțelegi? În context. Păi hai să fim obiectivi, Sorin, și sinceri. Și sinceri. Când mă legai eu de tine când n-ai început tu ceva sau când n-ai... Tu ai început mereu totul. Voi, du-te taci. Că dau cu perna asta în tine imediat. Hai, lasă. Du-te taci. Acolo, mergeam... Inimii au ratat, tu te gândești că, mă, Nicoleta, e prea liniștită pentru mine. Niciodată. Mamă. Niciodată. Mamă. Niciodată în viața asta. E, nu. Niciodată. Dacă tu îți dorești să câștigi competiția, asta nu. E primul tău asta gând, Sorin. Tu... Fii sincer. Nu, jur. Jur. Pe ce vrei tu? Cred. Pe Biblie, dacă vrei. Pe ce vrei tu? Nu pe Biblie. Pe ce vrei tu? Ai o concepție foarte, foarte greșită. Foarte, foarte greșit. Păi fă ca să mi-o schimb. Tu ieri i-ai spus, mi-aș fi dorit ca Nicoleta să se implice mai și mult. Și ce am zis după? Dar, spune ca tu de obicei mergi cu dar, nu. Ai plecat din emisiune. Nu, dar, nu ți-ai dorit ca Nicoleta să fie? Nu, dar. Eu ți-am spus că da, poate câteodată, pentru că mi-aș dori să mă întrebe ce fac sau mai mult, să fie mai vorbeați cu mine. Da, asta mi-aș dori. Dar ți-am spus, chiar am spus după. Eu m-am îndrăgostit de ea exact așa cum ea. Dacă ea nu simte să fac chestia asta, eu așa m-am îndrăgostit de ea. Simplu. Nu te ia fraze și le pune numai cum vrei tu. Ia toată propoziția, păi, te rog frumos. Iau împreună, da. Păi, eu am așa. Auzit. Nu ai auzit, că ai auzit foarte prima bine, că erai dată, lângă noi. Eram lasă vrăjeala. Lasă vrăjeala. Dacă ce tu cer mie să fiu obiectiv și să fiu păi, aici obiectiv, pe ăsta, fii și tu. Fii, da. Și tu te vezi în final cu ea. Cum o să decidă lumea și cum vor decurge lucrurile? Tu, Sorin, te vezi în final cu ea. La cum au decurs lucrurile până acum, de ce să zic că nu? De ce știi care e ideea? Nu? Că tu poate ajungi în final, dar eu nu cred că Nicoleta e tipul de persoană care o să ajungă până la tine. Dar dacă ea iese afară, eu mă duc după ea. Asta e toată chestia. Nu mă interesează. Simplu. Interesant. Am terminat. Mă știu da cuvântul. Tu crezi că eu vorbesc cu ea în fața la... Asta e prima oară aud. Ascultă-te. Dacă ea pleacă, pleci și tu. Și la noi, da, tu crezi că eu vorbesc în fața la sute de mii de oameni, la cât se uită la noi, la fața de sute de persoane pe live care îs, la fața de familia mea, de toată familia mea, că toți știu de ea.
Eu spun chestia asta. Tu crezi că eu stau pentru emisiune? L-am întrebat și noi aceeași chestie ca și tine și eu și-o dat cuvântul ăsta că dacă pleacă, ea pleacă. Nici vorbă. Aici are dreptate. Dacă e să plecăm, mâine plecăm. Stai. Mulțumim frumos. Așa că nu-ți mai face concepții greșite, că greșești. Da. Și mi se pare că am dovedit altceva. Radu, tu și jocurile tale. Și tu știi foarte bine chestia asta, nu mă place intriga. Nu, eu nu știu foarte bine. Îți place intriga. Mai petreci până sus? Atenție la mea. Ce, vrei să spui că am dreptate? Să fii cu minte, să nu te dai afară. Trebuie să plece Nicoleta ca să vedem dacă pleacă Sorin. Ce clar. Hai, lasă. Vrăjeam. Ce? Eu vorbesc, dar ea nu mă ascultă. Eu n-am nicio autoritate. Am vorbit cu ea, dar nu prea te credem. Adică eu, da? Dar eu nu se prețuiește de ea, nu cred. Dacă tu ai spus că nu, că tu nu ai vedea așa o femeie, nu știu cum și păi, nu știu ce, ce te aștepți? Ce problema a fost cu noi doi? Știu. Și atunci? Dar acum? Dar nu contează, dar acum ce s-a schimbat? Eu nu mai fac asta. Dar de unde știi? Așa simt. Dar de unde știi că în viitor nu? Păi dacă pleacă, în viitor nu fac asta. Păi și tu dacă nu accepti o femeie cu așa un trecut, cum poți să știi? Nu știu, dacă am luat așa de ea, jur. Pur și simplu îți place de ea, dar nu ai accepta-o în afară acasă. În casă îți convine afară, nu? Păi nu știu. Săracu. Nu, nu știu, nu, e, vezi că nu hai știm. Vezi, vorbiți și ăștia de pe da? Bine, hai, pa. Pa, pa. Doamne, ferești, ce faceți? Suntem veni. Bine, care este că v-ați incomod stă piciorul ăsta? Sunteți zen. Nu știu, am o presimțire că ai vorbit cu Radu. El a vorbit cu mine, dar n-am vorbit doar cu el, am vorbit cu toți. Rusinii dau. Rusinii dau. Votul. Tu o simt, da, o simt că nu mă halești. Pe cine? Pe mine. Pe Xenia? Cum ai când te halești? Dacă te vota pe tine, așa să-ți spui fata aia care eu vreau să mă cunoște cu ea. De ce? Nu o văd pentru tine. Sunt gelos. Nu are ce să caută în emisiunea asta, cum și eu demonstrat. Nu, dar nu știu pe ce să vorbesc. Cum să votezi pe Xenia? Eu ți-am salvat-o pe Larisa gala trecută. Eu n-am dat în ea, pui. Lasă-mă pe mine, zic de ochi, dacă chiar ți la mine și vrei să... Nu de tine, mă, nu de tine am văzut. Nu, pur și simplu, mi se pare că e din ea, n-am avut niciun contact cu ea. Și da, are, da, și cumva, are și cumva răutăți gratuite la adresa mea. Eu la adresa mea. Ce răutăți? Din exprimare, așa, nu știu dacă... Le prind, din zbor. Nu știu, chiar nu știu ce să fac. Eu i-am spus de la început. Bună ziua! Bună ziua! Prea cum o studiam. Ai dormit, Kinga? Da? De ce aveți ochii lipiți? O, oh, uleu, așa de șolatul, nu? Ce faceți? Bine. Ați început weekendul așa cum trebuie? Cu ceartă? Cu discuții? De ce v-ați certat? Kinga, Larisa? Da, am început la un moment dat să vorbim despre... Că nu merit eu premiu? Pot, nu am zis că nu-l merit. Bani. Banii, nu am banii. Zis că nu-l meriți, am zis că doar eram curioasă pentru ce-o câștigat ea săptămâna trecută. Cum ai zis că nu-l merită? Fix așa ai zis. Că nu merită premiu? Nu, am zis doar că mă gândesc pentru ce-o făcut. Că-l merită Bianca. Pentru că mi se pare ea mai vocală, e mai altfel, dar doar ți-am pus o întrebare. Și ți-am pus asta, întrebarea asta și la hotel. Adică de ce e un barem undeva? Unde... Nu, doar că mă gândeam un pic să vadă și restul concurenților pe ce, cum ai putea să câștigi premiu. Dacă stau să mă gândesc că Kinga săptămâna trecută nu știu ce a vorbit prin emisiune. Ce câștigă Sorin premiu? Păi Sorin e mai corect, adică au avut anumite izbucniri pe aici. Să facem conexiunea cu băieții. Nu mai pot. Să stau cu băieții sau nu mai pot. Rămâna. Bună ziua. Am înțeles. Bună. Dormeați? Nu, vorbeam. Nu, discuta. Despre? Despre gală. Să rămână. Bună. Despre gală ce anume? Cu voturile astea, făceam și noi strategii, făceam campanii de vot. E weekend, hai să ne distrăm! Asta vrem! Vreți? Da! Fetelor, vreți? Da! Sigur? Hai, la piscină! Yeah. Unul după altul, unul după altul în ordine, haideți așa, veniți indian! Hai, Maria, hai, Kinga, hai! La bariera aia, dar așa trebuie! Ne jucăm! Param, pa 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 pam param pa 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 pa. Ia uite, nu aici, nu aici, mergem sus, avem treabă sus. V-am regăsit. Copaci. Baloane. Mi-era dor de acest spațiu în care se desfășoară gala.
Nu, nu pleacă nimeni acasă astăzi, dar hai să ne distrăm. Ca să nu pierdem timpul, este foarte, foarte simplu. Vom avea jocuri pe perechi. Va trebui să aveți încredere unul în celălalt. Ca să nu pierdem timpul, eu am făcut deja perechile. Nu aveți voie să comentați, așa veți juca. Bun, este foarte simplu. Băieții vor fi legați la ochi și în cârcă vor duce fata printre aceste jaloane. Fata o să vă ghideze. Ajungeți la acel pomișor care este superb. Uitați câte fructe are. Fetele din cârca voastră cu o mână au și un coșuleț acolo. Vor culege 5 fructe. Le pun în coșuleț și vă întoarceți. Cine scoate cel mai bun timp vor fi câștigătorii acestei runde, că și mai avem o rundă. Unde fetele vor fi legate la ochi, dar mai bine vă explic atunci. Haideți să dăm drumul la treabă. Panglicuța, liderul de la băieți, îl va lega. Liderul de la fete o va lega pe fata care. Bun. Sorin va face echipă cu Nicoleta, evident. Andrei va face echipă cu Bianca, evident. George va face echipă cu Maria, evident. Robert va face echipă cu Kinga. Emanuel va face echipă cu Larisa. Ha? Cu Alexandra. Radu va face echipă cu Xenia, iar Ionuț, evident, cu Larisa. Iertați-mă pe mine, oricum v-ați fi dorit așa. Greșesc? Bun. Acestea fiind spuse, să dăm drumul la treabă. Cine e prima echipă? Care e prima echipă? Care sunt cura? Sorin, așa, nu? Andrei și Bianca. Bun, pregătiți? Da, ser, liniștită. Hai, hai, gata, gata, hai. Stop. Acolo, rămâneți acolo. 3, 2, 1, start. Stânga. Hai, așa e bine. În dreapta, stânga, dreapta, stânga, dreapta. Ok, stai, e copacul. Nu te pleca, Așa, este, hai, înapoi. Gata. Pe. Le-ai luat? Da, hai, stânga, dreapta, stânga. Dreapta. Stânga, doamne, ce bine. Hai, gata. Bravo. 26 de secunde. 3, 2, 1, start. Dreapta, stânga. Gata. Nu mă mai zic. Hai, repede. Cu cealaltă mână trebuie. Cum una cealaltă, că sunt pe chimic. Stânga, dreapta. Stânga, dreapta, stânga, dreapta, stânga! Dar ce, au căzut? Da! Și era să mă bag și cu capul în oglindă. Și am și pierdut la timp, gata că... Gata, liniștiți-mă! Vedeți și... Ce minut, ce e de asta? Ce minut? 30 de secunde, felicitări! Următoarea echipă. 3, 2, 1, start! Dreapta, stânga! Dreapta, stânga. Așa. Stânga, mai zi, mai fac stânga. Mai zi. Sări și peste. Porniți, Kinga. Dreapta, stânga. Poate să-i și în față. Stânga, mai stânga. Hai, mai stânga de tot. Hai să zici că am trecut deja jaloane. Stânga, te rog. Hai, dreapta. Stânga. Maru! Mai stânga. Nu pe lângă ele, între ele. Ai stânga, stânga, te rog.
Încă puțin stânga, dreapta, 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 dă în față. Păi nu m-ai jos, mă zici nimic. Stânga, stânga, stânga. Și dreapta. Și dreapta. Și dreapta și stânga. Și gata. Stânga. Stop. Bun. Pentru fiecare jalon dărâmat, 5 secunde. Primul dărâmat, trecem cu vederea peste el. Al doilea dărâmat, din păcate, nu. Da. Da? Bun. Adăugăm la timp. Așadar, cu părere de rău, 1:30. Cu penalizare, 1:40. Nu știu, m-am distrat oricum. Dar a fost distractiv. Nu vedeam, pentru mine a fost distractiv. Dar a fost distractiv. Următoarea pereche. Hai. Radu și Xenia, pregătiți? Da. Bun. 3, 2, 1, stânga, start! Stânga, stânga, dreapta, 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 stânga, 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 mai în față, du-te, dreapta, 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 stânga, 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 stânga. E bine, nu? Dreapta, dreapta, dreapta. Am făcut ceva? Da, nu, ok, stânga, 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 dreapta, stop, 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 stop. Mai în față? Mai în față? 3. Dreapta, hai, dreapta, dreapta, dreapta. Hai, Radu, hai! O, dreapta, dreapta, stânga, 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 dreapta, 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 stânga, stânga, dreapta, dreapta, stânga, 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 stânga. Hop! Nu se pune. Felicitări! Numai unul, nu se pune. Nu se pune. Da, da. 48 de secunde. 3, 2, 1, start. Da. Stai, stai, stânga. Stânga, stânga. Nu! Stânga, așa, dreapta, dreapta, dreapta. E bine. Nu văd! Nu văd! N-ai cum ce văd? Stânga, dreapta, ce fac? Mergi mai înainte. Nu, dreapta! Mergi mai înainte. Mă scap! Și acum? Da, ține-te, cum să te scap? Da! Mai stânga, stânga, stânga. Maria, scapă puterile. Acum mai vreau dreapta, în stânga, nu mă mergeam aici. Mai stânga, mai stânga. Așa, dreapta, stânga. Stânga, mai stânga, stânga. Stânga! În stânga. Mai stânga. Dă-i frică de pisică aia. Hai, rapid, rapid. Două minute. Yeah. 3, 2, 1, start. Stânga, dreapta, stânga, dreapta, stânga, dreapta, stânga, 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 stânga. Așa, mai în față, mai în față, mai în față. Mai, mai în față. Ia, acum două mâinile că te țin. Dreapta, în față, stânga, du-te stânga, dreapta, stânga, stânga, stânga. Dreapta, dreapta, stânga. Și în față, atât. 38 de secunde, felicitări. 3, 2, 1, start. Dreapta, 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 dreapta. În față, în față, în față, în față. Stânga, 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 în față. Stânga, dreapta, 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 în față. În față, în față, în față. Oh, în față, în față, în față. Stai, stânga, 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 în față. În față, dreapta, 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 dreapta. În față, în față, în față, în față. Stânga, stânga. Stânga, în față, în față, în față, în față, ca să iau. Acum. Nu zici tu, da? Da. Stop, stop, stop. Haideți mai dreapta, repede, dreapta, hai. Stânga, 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 în față, în față. Dreapta, dreapta. Oh. Dreapta, în față, în față, nu. Băgam și-aș picioare. Stânga, păi chiar stânga, 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 stânga. Mai stânga? Da, mai stânga, mai stânga. Tută, nu-i, nu? Așa? În față, în mare. În față, în față, în față, dreapta, dreapta. Așa, în față, în față, în față, în față, și stânga și gata. Stânga, stânga, nebunule. Stânga, stânga, gata, gata. Măi, a fost grea, așa? Nu ne-am dat seama. Da, am fost un pic grea. 59 cu penalizări. 10 kilograme. Ești ok? Da, da. Bine, tu nu te-ai enervat ca și mie. De ce l-am mers așa repede? Că nu m-a ascultat. 60 de secunde. A văzut dinainte. Penalizări. 60? 60 de secunde, iar cu penalizări, 70. Avem urmat. Minim 10. Deci noi suntem câștigători, Maria. E eu. Două minute, nu? Bun. Bianca? Andrei?
Felicitați-vă. Nu, da, nu vreau, vreau să-i rămurești pe băieți, că văd că tot spun că eu am văzut. Dacă vedeam, nu vedeam că au fost ținut în spate. Nu, eu cred că Andrei e unicul care nu a ascultat ce spun eu și a adus aminte și a mers după istorie. Andrei a avut o singură pană. Nu, dacă știi că nu dădeam și nu plecam cu Ionuț în spate dacă știam că vedeam, dar în fine, egal. Important e câștigul, nu contează. Felicitări! 26 de secunde! Dați-le lor premiu și gata. Nu, haideți să vă terminăm tot jocul. Haideți să mergem jos, în partea de jos. Fetelor, sper să învățați să pierdeți voi, dacă veți pierde. Vă rog și tot publicul. Nu vreau discuție. Nu zice rău, frate, că știați. Că nu zice nimeni de rău. Simțiți-vă bine, relaxați-vă, distrați-vă. Poți să câștigăm toate, nu? Logic. Da, noi n-avem treabă. Poate mai puțin eu. Relaxați-vă, distrați-vă. Nu prea câștig, nu. Câștigă alții și pentru mine. Vor intra aici, în acest, în acest țar, câte două fete. Capre. Legate la ochi. Fiecare fată își alege o culoare. Roșu, alb sau albastru. Alegeți. Cealaltă, cealaltă culoare. Cealaltă culoare nu vă interesează. Vă interesează să spargeți. Albul nu ne interesează. O fată va sparge roșu, cealaltă fată bleul. Bun. Băieții voștri, partenerii, trebuie să vă ghideze stânga, dreapta, în față, în spate, un pic mai într-o parte, mai în diagonală, vezi, mai în fața ta. Calcă. Aveți mare grijă să nu se calce pe picioare ele. Nu, am patru acolo. Dacă spargeți balon de la cealaltă fată, se pune punctul la cealaltă echipă. Ca. Haideți să lăsăm un pic la o parte supărările și haideți să ne distrăm. Vreți? Da. Da, strânge mai tare, te rog. Ai strâns. Fetelor, veți avea la dispoziție un minut. Cine sparge cele mai multe baloane în acest minut? Da, nu contează. Strâng. Câștigă. Bun, sunteți pregătite, fetelor? Da. Da. Avem 20 de baloane roșii, 20 de baloane albastre. 3, 2, 1, start! Față, ăla-i, dreapta, față, bravo, acolo, încă, dreapta, ăla-i, 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 bravo, stânga, stai, 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 acolo, calmează-te, luăm, nu, mergi, mergi, în spate, acum trebuie cealaltă tăi, în spate, stânga, stai, ai față, s-a dus, acolo, 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 no, în stânga, no? Ciorul stâng, în spate. No, spate, nu, spate. Nu, albe, nu. Stânga. Nu. Stai, 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 în spate aici, stânga. Stânga, spate, stânga, spate. Și acum dreapta și stânga aici. Eu, aici, ăla, 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 ăla. Mergi mai față, dreapta, dreapta. Hop, 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 hop. Stânga, 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 stânga. Stânga, în față, în față, în față, stânga. Acolo, acolo, ăla e, ăla e. Cu piciorul tău drept. Acolo, ăla. Încă o dată, aici. Mai încă o dată. Olo! Stop! Stop! Gata, vin încă. A fost frumos. Bun, hai să numărăm, să vedem câte au rămas roșii, câte albastre. Două. Mulțumesc. 6 roșii și 11 albastre. Felicitări, da. Larisa. Felicitări, Ionuț. Mulțumesc, Ionuț. Bun. Următorii? Senia. Senia și Radu, Maria și George. Maria alege culoarea albastru, iar Senia roșu. 3, 2, 1, start! În față, dai, în față, dă-i, 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 stânga. Stânga. Ăla, vezi că e unul față în fața ta. Ăla. Da, 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 da. În fața ta, în fața ta. Ăla, ăla. Du-te în stânga. Față, nu, nu mai cred. Nu, 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 stânga, stânga. Stânga ta, cum du-te în stânga. Stânga. În fața ta, fața ta. Așa că mai mult în față. În fața ta, în fața ta. 3. 2. 1. Hai că. Bravo. Ce să cal? Bun, hai să le numărăm. Eu am amecat, am crezut că direct în cap mă duc. De la talpa, de la Didea și sfârșea balonul de scuțor. 5. Cinci roșii. Și Radu și 11 George și Maria. Nu stai că. Ha, dar nu ca mine. Unul trebuia. Bereche, ăla. Veniți cu noi. Bianca și Alexandru. Nu, haideți voi. Nu joci? De ce? Nu joc. Stai că aici e un scandal mare. Crăciune. De ce? Stai cu mine. Nu joc. De ce, Alexandra? Stai. Că e competiția prea... Aprinsă? Da, nu. Da? Bun. Am înțeles. Perfect. Minunat. Nicoleta. Nicoleta și Bianca. Haideți.
Exact. 3. Nu, nu, când spun. 2. 1, start! Stânga ta direct, stânga ta, bravo! Mai, bravo! În fața ta, ușor, bravo! Ușor! Te-ai lovit? Ai spart o grămadă. Da. O grămadă ai spart. Bun, 15 roșii și albastre, 16. Bianca face tot bună cu Andrei. Mai ales că și vede. Da. Cine? Bine. Bianca? Eu văd foarte bine, da. Bianca, el zicea înainte stânga, stânga și tu făceai și zicea stânga. După ce tu apăsai picior. Păi eu nu știu care-i stânga și care-i stânga. Hai, că ai văzut mai bine decât cu fân. Și normal că am văzut, am spus că am văzut. Și oricum am pierdut, vezi? Soarta e dreaptă. Fii și tu mai simplu. Da, mâine avem gală. Da. Să văd și mâine la fel de supărați. Dacă se poate și nu pe niște jocuri. Jocurile sunt făcute să ne distrăm, da. Să ne simțim bine. Da? Eu m-am distrat maxim. Te-ai distrat? Mă bucur. Doar eu nu m-am distrat. Mulțumesc mult. Doar eu. Dacă nu ai fost în stare să o convingi, nu e vina mea, Emanuel. Da. Eu am obosit. Îți spun că se poate vina mea acum, că n-am eu reușit eu să o conving. Doamne. Având în vedere discuțiile apărute în urma joculețelor de astăzi, nu se oferă absolut niciun date. Felicitări! Bun, ne vedem mâine de la 16 și apoi de la 19. Seară frumoasă tuturor! La revedere! La revedere! El m-a făcut pe mine trișor, de două ori sus. Eu n-am ajuns să trișesc la un joc de ăsta, nu mă interesează. Și dacă le-am și zis, luați-vă premiul că-mi permite, o să mă primesc cât vreau zilnic. El trișează viața și el știe chestia asta. Asta sunt de uite, din cap până în picioare, asta sunt. Da, dar spune la fată că te duci și te întâlnești cu fostă concurentă și ai ieșit în... Nu mă întâlnesc cu fostă concurentă. Dați-le, doamna Andreea, premii, eu cu gura da, mea. Da, ai spus după ce a fost discuția asta, Andrei, nu atât. Dar ia, mă, premii, du-te la dei, luptă pentru fata. Nu mi-era de premiu, frate, nu suport oamenii care nu ne joacă așa. De la un amărât de joc, de asta, mă. Dar nu-mi place, ea mi-a spus părea, mă, te-a întrebat doamna Andreea, cine, că eu trișesc așa vreau atunci, dar aici n-am trișat, uite. Stai să vezi cum o să o trișesc tu de acum înainte. Dar ce vă face să credeți că dacă mă votați voi, eu plec că mă votați voi? Haideți să fim serioși. Mă, dacă nu-mi place de tine, cum să... Dar am înțeles, cum să, păi, Alexandra, atunci, nu trebuie să o repezi, dar tu nu înțelegi ce vreau bariere. Să zic eu. Uite, tu o să vină o persoană care o să-mi dă, o să-mi dărâmi barierele. Tu nu o să găsești un băiat în casa asta pentru că, păi, tu te limitezi la faptul... Păi de asta zic că o să pleci unul dintre voi și o să vină altul. Ok, am înțeles că niște pretenții sau ceva, dar pleacă pe bandă rulantă până te operești tu să pleci. Nu o să găsești, Alexandra, pentru că problema e la tine. Nu e la alții, că nu-ți place ție de alții. Tu nu vrei. Ionuț, de ce crezi că Xenia nu-l place pe Radu? Întrebați și băieți aici, a spus Radu în casa acolo de nenumărate ori, nu e, mă, că nu e ce trebuie Xenia, acum mă vrea, acum mă vrea, acum... Păi pentru că nu era motorul de la început, sigur, da, și normal. Și noi dreptul să ne spunem punctele de vedere pe loc exact cum gândești, eu nu pot să vin aici cu o minciună, să o mențin așa pe dar tu ești orb, tu nu vezi că fata asta nu te vrea? Unde sunt orb, de ce? Dacă nu mă vrea, nu mă săruta, nu mă lua în brațe, nu steam cu ea? Așa pot să zic și eu că nici tu nu vrei pe fata, te-ai sărutat cu ea, dar unde știu eu? Părăsește Casa Iubirii astăzi în această gală.